Ce animal face să... Chiar nici atunci, chiar... Nu cred! Nu cred! What? Din nou caracter ăsta. Salut! Noul plușie oficial disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Garden of Banban, Chapter 4 a apărut oficial și voi juca jocul full gameplay direct, cum știți deja. Oh my god, suntem în castel și auzați ce melodie tare. Wow, eu sunt... No, no way. De urgență, toată lumea pe butonul de like să începem episodul. Forță maximă, vă rog mult de tot, toată lumea pe butonul de like în secunda asta. Hai că aștept, apăsați acolo, bam, 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 bam. Let's go. Woo! Cine este gata? Banban 4! Și am fost în dreapta jos. Deja Banban 6. What? De ce e Banban 6? Uaaa, a început. Au apărut două căruțe. Suntem la castelul kangurului. O, s-a deschis poarta către kangur. De cine a pausilia? Oh my god. Oh my god, am emoții. Oh, s-a făcut noapte și a picat tavanul. What? No way, no way, no way. Poate unii ziceți, bă, ăsta exagerează, ce are, nebun? Eu chiar sunt fan Banban, la așa de 3, eu chiar sunt investit în poveste și chiar sunt fan. Deci am coborât de acolo de sus în ultimul episod din chapter 3, când aș ca jocul full. Am coborât aici cu Bebe Opila. Hello, Bebe Opila! Bun. Sunt gata să începem? Am emoții grave rău de tot. Nu uita să te abonezi, că dacă te uiți acum și verifici, nu ești abonat, facem pariu? Ia uite-te în secunda asta, ești abonat sau nu? Te uiți? Mă gândesc că trebuie să o luăm pe Bebe Opila, hai să vedem. Let's go, hai să începem. Gata, gata cu emoțiile, gata cu prostiile. Să mergem și trebuie să intrăm. BAM! BAM! What? Tamataki! Wow! Cum vine, bă, deja după mine să mă roază, nu? Tamataki! What? Deja a început hardcore. Liniște. Oh my god. Wow, ok. Mamă, Tamataki! Băi, dispar de aici, moarte. Oh my god, cât de lung e coridorul. E spatele meu? Nu cred, nu cred că mai vine, sau? Samurai, dar nu! E aproape! Bun, mai avem puțin! Chomataki! E cu tremur! Oh my god! Ok, uite ușa! Ba, 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 oh, Bebe Opila! Bebe Opila, stai aici! Oh! Oh! Bra! N-ai loc să intri, brother? N-are loc al meu frățior! Tamataki! Gidi! Le lăsuc! Oh, Tamataki, tu de toți mă vrești tu gidi! Gidi! Aici era la date Bebe Opila cu Opila. Oh, salut. Ha, mă, Bebe Opila, să mergem. Be, stai acolo cu minte. Mamă, deci, oh my god, n-aveți idee cât de curios sunt cum e chapter 4. Îl așteptăm de 3 luni, a durat cel mai mult să facă. Bun, deci este puzzle cu butoane. Mi-aduce aminte de Portal 2 jocul, dacă... Mă, Bebe Opila, ți-ai stai acolo, ce ai? Bebe Opila, ok, cred că trebuie să o punem noi sus acolo și noi să ducem butonul celălalt. Hai, Bebe Opila, pap. Ce drăguțe, oh my... Bebe Opila mai blocat, bun. Oh my god, încă e ce-am atache acolo. Luați-l, mă, dai, n-a înțeles ideea că n-are ce să caute. N-a înțeles, bun. Yeah. Drona? A, drona nu e aici. Nu, iar cu delay. Unde e, mă, drona mea? Bebe Opila, tu cumva râzi de mine? Tu cumva... Du-te, drona, du-te. Hop! Cred că râde Bebe Opila de noi. Nu știu, nu sunt sigur, dar cred că râde de noi. What? Bebe Opila, let's go, baby. Nu pot să iau pe Bebe Opila. Ok, că vin după tine, Bebe Opila. Ce credeai că te lăsăm aici? Nu pot să o iau. Ha? O abandonăm? Ții coridorul ăsta! E grav. E grav rău de tot. Brothers? Ce aici? What? O nouă telecomandă doar pentru mine? So cute, what? Ia să vedem, mă, ce e în telecomanda asta. Wow! Banban? No way, e Banban aici? Ce s-a întâmplat? Mă trage ceva! Nu-mi spune că este regina mea. Șefa mea, regina mea. Ești tu Pausilia? Oh my god, o vede pe Pausilia. Cred, nu știu, cred că mă duce. Cine mă târăște? Aveți voi vreo idee? Hopa? Încă e negru.
școală! La interogatoriu! E șeriful! Listen up, criminal. Criminale, fii atent! Să nu fii lipsit de conștiință! Ești un prizonier acum! O să faci ce ți se spune, fără întrebări! Ai înțeles, boss? Da! Prima ta misiune e simplă! Întrebări cu da sau nu? Și o să fac... What? Yes or no? Ce tare! Ok. Deci în dreapta este da. Și în stânga este nu. Ok, ok, ok. Întrebarea 1. Oh. Cineva a închis toate... Tu i-ai băgat pe ăștia la pușcărie. Băi, chapter 3, da. Să minți, sunt... Da, eu am fost. Eu am fost. Ai salvat foarte mult timp. Îți mulțumesc pentru asta. L-am ajutat pe șerif. Acel cineva nu trebuie menționat. Următoarea întrebare. Te-ai văzut vreodată cu cel de pe tablă? Cu Jumbo Josh? Nu m-am văzut. Ba da, mă, mi-a dat un pumn în cap. Deci fii atent, șerifule. Mi-a dat cu pumnul în cap când era la școală cu Bambalina. Da, l-am văzut, l-am văzut. Nu o să mint. Serios? Sunt șocat că ești viu. A treia întrebare. L-ai văzut vreodată pe ăsta? Stinger Flynn. Poți să... Și dacă te mint. Ok, 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 ok. O să zic adevărul. Are sens. A patra întrebare. Mă, ce tare e. Bă, nu mi l-a arătat pe ăsta pe Jester. Și dacă zic da, ce se întâmplă? Da. Yeah. Da? Am nevoie de informații în legătură cu asta, dar mai târziu. M-a crezut! A cincea întrebare. Te-ai văzut vreodată cu ăsta? Da, l-am văzut pe Lamnab. Ce ești, un vânător? Dacă ești, ești slab la jobul tău. Pentru că n-ai prins pe nimeni. What? Așa s-a întrebare? Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Păi ăsta ești tu, domnule! Domnule șerif, ăsta ești tu, domnule! Cum adică dacă l-am văzut? Mamă, ce diferit arată! Unde ți-e pălăriuța în poză? Unde ți-e pălăriuța? Nu l-am văzut. Nu știu cine e. I hope the rest of your answers were as truthful as this one. Sper că toate răspunsurile au fost adevărate ca ăsta. Ia-ți lucrurile din spate și ieși din cameră. Mamă, cât de tare este, tare este! Aaa, ține-vă toaster! Aaa, ține-vă toaster! Ia uite-l ce cap are. Nu pot să cred. Mamă, deci... Wow. Ok, în două luni de acum, chapter 5, sunteți gata? Mamă, ce cocoșat e! E cocoșat de rupe! Te doare spatele, șerifule? Da, șeriful tău, șer... Ce pierdere de timp! Nici măcar nu lucrezi aici! Ce cauți așa adânc? Partenere! Știi ceva? Urmărește-mă! Bă, unde mă duci cu forța? Vorbim mai mult înăuntru? Nu este în siguranță aici. E poarta de castel, înseamnă că... Oh my god, ce cusut e pe spate! Atenție aici! Nu este foarte rezistentă. Ok, brother, ok, ok, ok. Apropo, dacă vă abonați acum, în secunda asta, cu clopoțel, s-ar putea să vedeți primii când apare episodul cu secrete, pentru că cum ar fi să vedem ce e aici jos? Ce părere aveți de asta? Intrăm în castel! No way, nu mai pot, nu mai pot. Welcome to the... Bine ai venit în castel, în împărăție. Oh my god. Wow, șerifule, tu lucrezi... Nu, cât de tare, no. Te dormi cu regina. Show respect. E prea bine făcut, e prea tare, îl iubesc, e cel mai bun chapter de până acum, nici n-am început bine. Mamă, ce tare e muzica. Mamă, muzică medievală, ne, e prea tare. Cică liniște, nu vorbiți. Și a pus de aia pe gură lui Jester și lui Toadster. Trebuie să arătăm respect reginii. Mamă, cât de mare e regina. Regina, Pausilia. Oh my god. Salut, majestatea mea. L-am interogat pe noul captiv. Crezi că a fost că a zis adevărul de la 1 la 10? Cât de adevărat a fost? 10. 0. Nu vorbesc prea mult și vin de la suprafață. Suprafața.
Asta e o chestie nouă. Au spus ce caut aici? Din păcate nu. Cred că știu. Un părinte poate să găsească alt părinte care este îngrijorat de la o milă distanță. Am auzit țipetele de deasupra. Îți cauți copilul. Da! Din păcate nu o să-l găsești aici. Oamenii nu mai vin aici niciodată de mult timp. Oh my god. Putem să te ajutăm să te duci înapoi, dar lasă-ne să ne introducem prima dată. Eu sunt regina Bounsilia, regina împărăției. El este șeriful Toaster, protectorul și singurul cetățean din împărăție. Îmi pare rău din numele meu și al lui că te-am lovit. Am fost puțin panicat în ultimul timp. Sigur poți înțelege. Da, Bounsilia! Ce caută liftul iarăși înapoi? Nu foarte bine. Îi lipsesc niște părți cruciale. Trei mai exact. Ai idee unde sunt părțile astea? Da, majestate. Am fost ocupat și n-am putut să le iau. Următoarele ore o să fie foarte grele. Dar asta nu este bătălia ta, părinte. Du-te cu părintele și du-te să iei părțile lipsă. Ar trebui să te apărăm pe tine, de fapt. O să o faceți când vă întoarceți cu părțile în mână. Ce drăguțe! Ok. Ai auzit-o pe șefă? Ce scrie aici? Peasant rewards. Ah, nu pot să iau? Oh. Wow! 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 Cazul numărul 14, cazul de tip 2, update 8, regina. Aici este povestea reginei și cum a apărut. Oh my god! Păi vorbește Jester și pierd povestea! Bre! Ce zice acolo? Nu, vino cu a bebe Opila, vino cu a... Deci ați zis în felul următor, trebuie să apărăm pe regină, Jesterul să nu o facă pe regină să râdă, pentru că dacă Jesterul o face să râdă, e grav, așa a zis. Uite caracterele. Mă, da, așteaptă-mă! Mă uit și eu pe aici, n-am voie. Infermeria! No way. Deci a spus, de câte am înțeles, Jesterul este rău, Bounsilia este bună și șeriful este bun. Șeriful apără pe regină și regina trebuie să nu fie, să nu râdă din cauza că Jesterul vrea să o facă să râdă. Și dacă râde, e over, mă, îmi place mult muzica, o ador. Am dat-o mai tare, că e prea tare. Trebuie să folosim metroul ăsta pentru a lua părțile. Două pentru mine, două pentru tine și două pentru bebe Opila. Sunt câteva prin zonă. Deci trebuie două bilete pentru fiecare. Asta e din trailer! Uite-le pe Kabumen. Salut, Kabumen, vrei și noi două bilete? Etajul minus 4, ați văzut ce scrie? Povestea. Acesta este un coșmar, trebuie să fie. Am crezut că pot să vin aici jos și că o să fie ok, dar nici măcar antrenamentul nu a putut să mă salveze. M-am simțit trădat, m-am simțit speriat, dar niciodată amândouă în același timp. N-ar fi trebuit să vin niciodată aici. Am fost abandonat aici în timp ce muncitorii au fugit ca niște fricoși. Și acum sunt aici blocat pe vești să vorbesc cu o hârtie. Ce-a fost țipătul acesta care s-a auzit de deasupra? Și ce-a fost lucrul acesta care s-a apropiat de noi? A fost doar o față plutitoare care doar chicotea. Cumva nebunesc? Știți la cine se referă, nu? Un bilet! Ok, deci ăla este... căutat. Pen coins. Pen coins. Oh my god, prea tare. Bun. Deci ne trebuie... Cine-i mă ăsta? Cine-l caută, mă, pe capitanul Fiddles pentru un miliard de pen coins? Opila, dă-te, te rog frumos, că trebuie să găsim biletele. Deci noi trebuie să găsim 8 bilete. 2, 4, 6... BAM! Oh my god. Gesterul acolo, să mor aia, dar nu e gesterul acolo. Pe Opila, ține-mă! Eu mă îmbrățim pe Opila, că e gesterul. Șerifule, e gesterul acolo. Liniște. Am găsit un bilețel. Pe Opila, stai puțin, ca... Bă, piciorușul. Domnule Jester? Murmurește din întuneric, domnul Jester. Bun, avem trei bilete. Unde ai mai ascuns, șerifule, tu bilete, a? Uite, unul aici. Aici ce se află? O ușiță. What? De unde a luat-o Popila? Bun. Acum nu mai avem un lift care merge deasupra întunericului. Avem patru sectoare. Housing sector, de angajați, ventilație și de hrănire. La hrănire o să fie nașpa, cred că o să fie o cina, nu?
Nu îmi doresc eu cina, dar s-ar putea ca asta să fie adevărul. Bun, hai să vedem. Hai să dăm biletele astea și poate merge. Pam! Două tichete, trei tichete, patru tichete. Și-o luăm pe bebe o pila? Șerifule, puteți să mergem? Let's go! Nu merge? Ok, mai trebuie două tichete. Oare o fi ascunse și pe aici prin împărăție? Mamă, cât de tare e, no way. Deci până acum, 10 din 10, sunt foarte plăcut impresionat, iubesc jocul ăsta. Ok, trebuie să ne găsim bilete. Nu știu dacă sunt... Adică acolo n-am mai văzut, dar dacă e să mă întorc... Ok, hai să explorăm, vedem care e treaba pe aici. Pentru că și voi sunteți curioși cum este acest castel. Ok, aici nu pot să cobor. Deci ăsta este castelul. Mi se pare super, super cute. Acolo avem o pălăriuță pentru dronă secretă. E bine să explorăm și secretele, pentru că sunt full 100%. Cât de mare e harta asta? Eu sunt un pitic în împărăție. Mi se pare prea tare tematica, gen medievală, cu tot cu muzică și tot. E 10 din 10 din partea mea, pentru că sunt un fan mare. Ok. Mamă, dă-te aici toate caracterele, no way. Sunt aceleași ca în chapter 2, doar că... Da, de fapt sunt aceleași. Nu e nimic diferit, nab-nab. Și uite aici avem... putem să punem casete. Bun, hai vedem ce putem să facem la dronă. Deja avem 4 pălării, o să pun pe cea de bucătar. Și o să ne facem drona roșie astăzi. Noi să facem tot mov ca de obicei. Hai să facem galbenă. Nu galbenă, roșie. Roșie, nu roșie. Bleu. Și punem să se pătrească cu telecomanda. Gata, ne-am customizat. Ups. Ia uite unde era ascunsă una. Ce bine era ascunsă, o caudăm foarte mult timp. Ok, și o băgăm aici. Cred că mai trebuie una, nu? Domnul Kebob, mai trebuie una sau câte mai trebuie? Ok, una mai trebuie și ascunsă foarte bine, pentru că nu reușesc să o găsesc. Oare sus acolo? Deci sunt ascunse foarte bine. Mă gândesc că eu aș pune aici dacă aș uite fix aici să se vadă puțin colțul. Dar se pare că nu este așa. Unde este, mă, ultima? Ultimul tichet, e urgent. Wow, unde era ultima? What? Cum n-am observat-o? Vezi că a fost ascunsă bine. A durat mult mai mult decât mă așteptam nivelul ăsta. Lol, salut, hai să începem, să plecăm. Oh my god, să plecăm, șerifule. Kabob! Oh, mi-a deschis poarta. Oh, Kabob, a plecat Kabob. Oh, ce-i mă, Kabob? Plecăm? All aboard. Toată lumea îmbarcare. Ok. Unde merge, la ventilation? Let's go, boys. Ah, a plecat. No. Știi? I get your confusion part. Îți înțeleg confuzia. I really do. Chiar înțeleg. What's a massive bipedal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo queen for? De ce o apăr pe regina eu? Thrown down here by your kind, like după ce am trash, fost aruncat aici ca un gunoi. Hopeless, aimless, cold, eram frigurat, emoții. Și eram foarte long departe de suprafață. Pe scurt, am fost acceptat la cel mai mic nivel al meu. Și mi-a zis că o să fiu protectorul cel mai mare al reginei. E o cauză bună de luptat. Și are nevoie de protecție, neapărat. Ok, deci l-a abandonat pe șeriful Toaster aici jos oamenii, gen ca mine. Și el chiar s-a simțit foarte low, gen... Era depresiv, era supărat. Am auzit la ventilation! Aici trebuie partenere? We're here, partner. Suntem aici, partenere? Let's get this over with. Hai să scăpăm de asta. E căutat... Kamataki, tamataki, shamataki. What? Peter Giggle should be in the administration room, within the este în camera de administrare. But it looks like the door's locked. Sau ușa e încuiată. O deschidem noi, șerifule. What? Peter Giggle. Are alt nume, numai e Jester. Adică așa îi se spune. Dar asta este numele lui real, Peter Giggle. Ok, zice în felul următor. Nimic nu este la fel de precis ca și zâmbetul. Mereu trebuie să spui o glumă oriunde ai merge. Ok, deci el este Jester, dar îi se spune Peter Giggle. Și aici putem să punem casete, să ne uităm la film. O să ne uităm episodul cu secrete la filme. Ok, cineva a făcut aici 1 versus 1, ce-o jucat, X și 0. Ok, o pila. Știi ce avem de făcut? Nu, bebe o pila. Trebuie să facem aici puzzle-ul. Tu pune-te aici pe masă, bebe o pila. Hai să ne trăiești. Și eu mă voi pune... Eu uite, îi căuta Melcu și Stinger Flynn, 1 milion de Ben Coins. Ok, și du-te acolo, dronă. Pim-pim, du-te, dronă. Pup. Nu vrei? Ok, butoanele oricum rămân activate. Deci butoanele rămân activate. Du-te, dronă, du-te. Pong. Avem 3 camere de explorat. Eu cred că jocul ăsta o să fie mult mai lung decât celelalte. Pentru că a durat 3 luni să se facă. Hello? Get banned. Oh, what? Ce se întâmplă? BAM! You stay in there and don't move. Stai acolo și nu te mișca. O deschid eu ușa. Șerifule! Ce se întâmplă? Nu te văd, șerifule!
E pedă totală, șerifule! Mi-e foame! Ai mâncare? Asta e Chester-ul! E un nou caracter! E un nou caracter! Cine e la care... Cine e, mă? Străine! Cine ești, mă, străine? Străine, cine ești, mă? Cine e ăsta? Puppet Master! E de la de vorbește cu păpușile pe mână, are o păpușă, uite! O marionetă! Mamă, cum... Umbra pare că este ascuțită, dar de fapt este o marionetă. E noul caracter ăsta. Salut! Aaaa! Oh, baby! E Chester-ul! Nu pot să cred, nu pot să cred! Open, 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 open! Fight Toast! Bravo! A aruncat cu stăluța în el! Crezi că te-a recunoscut? Știe că nu suntem în castel! Hai să plecăm de aici mai repede! Mamă, înseamnă că nu putem să o protejăm pe regină! S-ar putea să bage nebunul ăsta de Chester, Bitter Giggle! Mamă, ce tare-i Chester-ul! Ce? Opila poate să-și dea seama când este pericol! Sunet egal atenție. Bun, Opila, dacă tu cânti, înseamnă că avem o problemă, da? Șerifule, pregătește steluțele că s-ar putea să avem un pericol în ventilație sau 100 de ventilații. Tu, Opila, dacă auzi ceva sau vezi ceva, fă piu, 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 piu. Ok, bun. Hai, vino cu mine. Wait, okay. I know my enemies. Îmi știu inamicii. We're being stalked. Suntem urmăriți. These vents are interconnected. Sunt toate conectate. Ok. Păi și atunci, șerifule, cum facem? Piu, piu, piu? Zi tu dacă ai vreo idee, ia. Ok. A piuit. Ok. Prima trebuie să e de-aia în care, e ca la Roblox, când trebuie să alegi ușa corectă și avem de mers. Ah, și aici e greșit? Dă-te, bă, șerifule! Mama, asta o să fie nașpa, no way, o să fie nașpa rău de tot și poate vă trebuie. Ce, bă? Păi, în primul rând, e mult de mers. Trebuie să o colez dacă e greșit, aici e corect. Bun, prima ușă e corect, aici fop, e greșit. Mamă, e tare, am prins ideea, gata. Ok, mă așteptam să iei Chester-ul. Ok, aici. Deci trebuie să le țin minte. Aaaa, e Roblox, Obi. E grav, aici, dreapta. Oh, mijloc. Șerifule, cum mă descurc? Sunt bun la bamban? Corect? Mijloc iarăși? Nu? Bebe, Opila, dar tu de unde știi că este un inamic în ventilație? Tu de unde cunoști? Corect? Hai că ne apropiem, ușor, ușor. Stânga iar? N-are cum să fie stânga, e imposibil. Yep. Cum era să fie stânga iarăși? Era insane. Ok, momentan mă descurc bine. Mai avem 4 ventilații. Op, piu, piu, ok. Dacă mor, e grav, pentru că trebuie să ții minte toate astea. Ok, dreapta iarăși? Haideți, mă, frățiorii care ați făcut jocul, Euphoric Brothers, ajutor! A? Op! Ok... Șerifule, grijă că avem capcane, mai avem doar 3 ventilații! Să nu muri la final, că spar monitorul! Eee, piu, piu! Ok, mijloc, 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 pică, mijloc! Mijloc! Ok, 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 iar mijloc, iar! Eee! Bebe, Opila nu vrea! Ok... Șerifule, te iubesc! Aaa! Dreapta! Dă-te, șerifule! Mamă, ce mare e șeriful! Și el mă urmărește! No, e insane! Deci, până acum avem momentul de față câteva minute jucate. Mai e mult din joc, dar... Părerea mea, insane! Muzica, caracterele, vocile, harta, tot! Îmi place maxim! Deci, chapter 4 chiar s-ar putea să fie cel mai bun chapter dintre toate. S-ar putea! Trebuie să vedem finalul, trebuie să vedem caracterele care mai apar, boss fight-ul, sunt foarte multe chestii care se pot întâmpla. Momentan aflăm povestea, am aflat ce s-a întâmplat cu regina Bouncilia, puterea. Am ajuns, șerifule, a fost greu? Este că a fost ușor. Și aici avem o casetă secretă pe care o putem viziona. Șerifule, ești cam mare tu. Uite cum mă blochează, cum mă blochează că eu nu intru în el. Nu, no, aici e puzzle, aici e grav, aici o să e greu, da? Pregătiți-vă. Am văzut în trailer asta. E căutat. Ce ar trebui să fie asta? Moartea. Ok. Care-i puzzle-ul? Sistemul operabil. O să ne explice șeriful probabil. Și aici opresc sistemele. Bun. Șerifule, cum se face? Hei, am primit mesaj că o să vină echipa aici jos să ne ajute și să nu mai vorbim până când ei vin. Cine o să gândească scrisoarea asta? Amândoi o să murim.
Ok, ok, ok. Hai să dăm startul la puzzle, cred? Șerifule! Șerifule, zi și mie. Oh my god. Zi și mie, începem? Unde-i cartela roz? Oh my god. Au oprit sistemele și sunt... nu se pot deschide. Ok, și aici? Se deschide ușa? S-ar putea să nu fie puzzle. Și-am găsit bucata. De asta aveam nevoie. Hai înapoi să vedem dacă intră. Păi stai că e nab-nab. Brother, e nab-nab în ventilație. Ha? A plecat? Hmm. Vreau să văd pe Bamban. Bamban, arată-te. Bamban, unde ești tu, Bamban? Bamban. Am emoții gravele de tot. Bamban. Omul șerifă cum merge. Quack, 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 tiri-diri-dam. Quack, 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 tiri-diri-dam. Opila. Ce drăguță, Opila. Ok, să mergem. Acolo cred că ne așteaptă gesterul, nu? Șeriful tău stare aici. Șeriful tău stare aici. O să ne apere? O să ne apere de pericol, șerifule. Ia dumă și pe mine cu zahărelul. Gestor? Ok. Îmi dai un minut să mă uit și eu la film? Că am luat o casetă nouă. Ok, sper să se oprească să mă aștepte, pentru că... Urcă-te în lift. Ok, și taci din gură. Bravo. E bine, e bine, e bine. Puteți să uită la film. Ia să vedem, mă, ce-i pe caseta asta de tocmai am luat-o? E moartea? Bă, nu merge TV-ul. Ha? Ok, cred că doar la spawn po. Bun. Să mergem ca Bobman. Du-ne înapoi la... Housing Sector. Să-i ducem bucățica. Să-i ducem bucățica reginei Bouncilia. Mamă, ce rapid mergem! Șerifule, să trăiești, capitane, partenere! Let's go! Partenere, te ador! Am ajuns! A ajuns, liftul! What? Eu nu vreau să fiu la feeding sector! Ok, următorul... Ok, deci trebuie să ocolim complet, dacă vrem să ajungem la spawn, trebuie să ocolim complet! Oh my god, nu poți dai cu spatele! Ok, șerifule! Crezi că ne așteaptă Jester pe zonă? Ce e aici? Nivelul 4! Suntem la Employee Exercise Sector! Wow! Haide, Opila! Am ajuns! Opila, să nu-ți fie frică, dar de ce nu ne-am suit și noi toți trei? Ok, am ajuns. Regina! Cum ar fi să fi murit Regina acum? A fost gesterul și a omorât-o. A făcut o stări de aici, cea mai bună glumă. Serios? Dacă s-a... Let's head for the elevator to see if the part fits. Hai, vedem dacă intră bucățica în lift. Bouncilia? Regina mea? Aș lupta și eu pentru Regina mea, Bouncilia, o ador. O, și tare muzica aici, o ador, mișto rău. Bouncilia, I love you. Da 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 da. Trebuie să dau la maxim. Da da da. Șerifule, te ador. A murit Bouncilia, a murit. Asta se întâmplă pentru că Jesterul și-a făcut de cap când noi am lipsit. Și-a făcut-o să râdă. Bouncilia? Pam 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 pam. Ah, e bine. E bine, regina mea. Regina Bouncilia. E bine, e bine, e bine, e bine. N-a venit gestorul, apare. Opila! N-ai pic de rușine? Te duci așa în față și ne lași pe noi în spate? Opila rea. Te lasă ea pe noi în spate. Ok. Opila, ai văzut ceva acolo? Că așa mi se pare. Cred că a văzut ceva, Opila. Tu ce părere ai, fratelo? Aici m-a interogat pe mine. Deci asta este camera de interogări. Mamă, uite, a rămas la fel. Mi se pare interesant că el a ținut minte răspunsurile mele, pentru că am spus la un moment dat că l-am mai văzut pe gestor. Și am mințit, practic, eu nu l-am văzut. Și a zis, da, am văzut că l-ai văzut, așa că sigur îl cunoști. Așa mi-a zis. Ce asta? Givanium. Bufo, bufo. A, este șeriful, bufo, bufo. Ok, ok, este făcut dintr-un om. Noi, practic, avem codurile astea pe ecran, QR code să numesc. Uite cum este codul acesta. Și o pot să le scanez pentru secrete. Dar asta ține pentru episodul secret. Ok, episodul secret, adică cu secrete. Hai, mergem. Opila? Opila bebe! Vino ca Opila bebe. Vino că trebuie să plecăm. Jester. Alo? De ce v-ați blocat, alo? Hai să mergem. Frățile! Neața! Liftul nu funcționează, dar unde trebuie să punem bucățica aia pe care tocmai am luat-o? O să văd dacă intră. Aici? Șerifule, unde trebuie să pun bucățica aia de tocmai am luat-o? Ha? Șerifule! Aici e rupt. Șerifule, zici și mie... Nu-mi zici? Se blocaseră aparent și am dat reset și acum merge. Ok, se blocaseră, m-am aruncat în void și acum merge. Să pun bucățica în lift. Ok, am pus-o aici. Este una din trei. O să stau aici. Doar stai prin zonă și vorbește cu regina când ești gata. Păi sunt gata, șerifule.
Opila, hai dormim cu regina, că ne așteaptă. Oh, șerifut Toaster, povestea lui ați văzut acolo. Dați-l urmă și dați pauză dacă vreți să o citiți. Oh my god. Regina ne așteaptă. Trebuie vedem neapărat în episodul cu secrete ce e aici. O stare cu roșie este aici. Plutim, suntem într-un void, jos e un secret. Ok, când apare episodul vă dați seama că vedem direct tot. Familia. Ok, spune mai întâi caseta, pentru că vreau să văd că am luat caseta aceea și vreau să văd despre ce este vorba. Play. Ok. Asta este chapter 2. M-au filmat! M-au filmat pe mine! În chapter 2! Uite-l! A dispărut tortul. E umbra acolo, e umbra lui Bam Bam. Fantoma, cine e ăla? Era doar umbra. Au filmat acolo, era cameră de la vedere. Deci regina a văzut tot ce se întâmplă pe camere. Când a jucat chapter 2, când a jucat chapter 3, când a jucat chapter 1, boys! Gestere, dacă ești pe zonă, domnul Gester, dacă ești pe zonă, zi-mi o glumă super amuzantă. Givaniu. Salut. Welcome. Bine revenit. I hope your journey was worth it. Sper că a meritat. Sper că ați făcut liftul mai folosibil. Da, regina mea. Chiar te respect foarte mult pentru tot ce faci. Îți ridici viața și te bați cu niște puteri foarte mari. E admirabil. Pentru respectul din partea mea, ia acest chicard albastru. Știu că nu este mult. Este un simbol de încredere. Să duci cetățean al împărăției. Stai cât vrei. Chiar și după ce ți-ai copiii înapoi. A ajuns o populație de 5. 5! Un prieten al tău a venit cât ai lipsit tu. Era destul de lovit și am spus să stea în infirmărie. A întrebat de tine. Poate poți vorbești cu el când ai timp? Nu crede, Bam Bam! E Bam Bam! Și a revenit, nu mai e demon. A zis că a venit aici jos la regina Bouncilia și era puțin rănit. Cine era rănit? Da, cunoașteți, este Bam Bam. Cred că și-a revenit în forma lui normală și a fost rănit pentru că l-a strivit Jumbo Jones și a fost acolo jale. Hai că știți și voi că ați văzut finalul la chapter 3 și este în infirmărie la Dr. Fluffy Pants. Îl mai știți pe Fluffy Pants? Cum ar fi să fie Fluffy Pants? No way! Deci dacă e Fluffy Pants aici, eu nebunesc. Este cel făcut de către fani. Și dacă ar fi aici, aș fi șocat. Bam Bam! Mi-a fost dar de tine și mie și abonaților, Bam Bam. Ne vedem? Oh? Bam Bam? Bam Banis? Ah! Bam Bam! Era dar de tine. Oh? Celine? Mamă, toată lumea e la spital aici. Cine mai e la spital? Ok, nu e nimeni la spital? Da, nu mai e nimeni la spital, e doar... Celine și Bam Bam. Bam Bam! Oh my god. Hai să auzim vocea aceeași. Bam Bam, te doare burtica? Dacă n-ai dat like, ok, pauză la tot. Verifică dacă ai dat like și dacă te-ai abonat, putem să continuăm. Ai dat? Zim sincer, nu mă minți. Ok, 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 te cred pe cuvânt, hai să vedem. Cartelă. Bam Bam. When the queen mentioned having many visitors in one day. Oh, ia sări capul. I knew it had to be you. Știam că tu ai venit aici jos. Listen, whatever happened to me. Orice mi s-a întâmplat. I tried doing to you, orice am încercat să-ți fac. No, it wasn't actually me. N-am fost eu cu adevărat. Știu, Bam Bam, știu. To obey without much thought. Am fost obligat să mă supun fără gândire. I tried communicating with you from afar for a reason. Am încercat să vorbesc cu tine de la distanță now cu un motiv. The true reason why. Acum știi exact de ce. Still, I want to make it up to you. Vreau să mă revanșez. The queen filled me in on the situation with the elevator. Mi-a spus de liv, regina, și vreau să ajung cu asta. I feel much more in control now. Am mult mai mult control acum. I'll come help you find the missing pieces. O să vin să te ajut să găsim piesele. I just need to rest for a little bit and I'll o să mai stau puțin aici. Și ne vedem la stație. Ok, luăm liftul împreună, Bam Bam. Bam Bam, bine revenit. Vreau să știi că eu nu sunt supărat că ai încercat să mă mănânci de viu și să mănânci pancreasul, dar Bam Bam, eu te ador pe tine, ești putere. Și să te faci bine, da? Oh, uite reflexii. What? Reflexia asta unde e? Că nu e aici. Ok, hai să luăm cartela. Pot să iau? Bun. Și pot să văd și pe Slow Celine. Bam Bam, mai stai un pic, revinoți. Eu pot deschid ușile astea, ia.
Nu merge? Cineva mă așteaptă. Ok, hai să mergem. El cred că vrea la stația de metrou unde te duc. Ha? A, vrea să mă duc acolo. Bamban, cream că vrei să ne vedem la stația de autobuz, de metrou, nu. Ok. Hai, Bamban, să te văd ce știi să-mi faci. Ba-bam! Behave or get banned, Oh my god! Stinger Flinny! Stinger Flinny în persoană, prins în pușcărie! Stinger Flinny, te-au prins ăștia? Ia zi, ce mai zici? L-am trezit pe Stinger Flinny. Ce sunet scoate când se trezește, ați observat? Salut! Oh. It's you. Ești tu. Don't worry. Nu te îngrijora. I'm unable to hurt you. Nu pot să te rănesc. I'm too weak to do anything. Sunt prea slab să fac orice. By not listening to me and leaving when you had the chance, you have made a great Pentru că nu m-ai ascultat, ai făcut o greșeală mare. Finally, after managing to keep Josh under control, l-a ținut pe Josh sub control. You had to come around and anger him. Ai venit tu și l-ai enervat pe Jumbo Josh. Look where your arrogance got us now. Uite unde ne-a adus aroganța ta. Neither of us can get to the children. Și niciunul dintre noi nu mai poate să ia copilul acum. E vina ta și al nimănui. Al cuiva. Am fost serios când ai zis că o să fie cel mai safe. I have something I want to show you. Vreau să arăt ceva. It sure looks like you need it. Pare ca și cum ai avea nevoie. Un vis! Ah! Noapte bună, toată lumea, noapte bună. Poți deschid ochii? Poți deschid ochii? Oh! Oh! Oh, hi. You're up again. Te-ai trezit iarăși? You sure are a sleepy fellow. Chiar că dorm mult. Ce s-a întâmplat? Accidentul. Ai dreptate, uite-l pe... Ia niște snacks. Oh, they're all finished. Sunt toate mâncate? I already have consumed my share of the nutrients I've gathered while you were in your... Am mâncat deja tot, Stinger Flinn. Și mie, îmi pare rău de asta. Păi și eu ce mănânc? Ce e ce nab-nab? Se cam uită ură la mine nab-nab. Are ceva cu mine nab-nab? Ce-a făcut? A făcut... Să-ți mănânc grăsimea aceea, aia nu e o varză. O varză. N-am văzut niciodată un păianjen bun la suflet. Dacă Jumbo Josh era aici, ar fi iubit legumele. Da, din ceapta nu știu. Sunt sigur că nu o să vină cu prezența lui aici. De ce îl urăște așa de mult? Are probleme cu nervii, dar destul de chill. Ne-am cam certat uneori. Ura este singura emoție pe care nu o pot controla. Și care este a doua? Sorrow. Nu mai știu exact ce este la supărare, cred, sau? Nu iar. How is any being able to move past constant sorrow in a world like ours? Nu poți să treci peste supărarea din lumea noastră. Feel like we're all just forever. Unor simt ca și cum suntem condamnați pe viață. Toți avem planuri și găuluri. La finalul zilei nu merită cu adevărat. Oh my god. Și nu poate să șteargă trecutul. Viața e scurtă să fii mereu supărat, Stinger. Viețile noastre nu sunt. Nu știu ce să spun. Nu sunt cel mai bun la lucrurile astea. Poate Nab-Nab sau capitanul poate să ne ajute. Ia zi, capitane. Capitane? A văzut moartea în fața ochilor. Cum am așteptat? Nu știe să vorbească capitanul. E pierdut în spațiu. Wow! What's that sound? E Ciu-Ciu Charles! Ciu-Ciu Charles este! Lots of other creatures reside in this ecosystem. Sunt foarte multe creaturi în ecosistem. Could be anything. Poate să fie orice. E Ciu-Ciu Charles! Nu poți cred că e Ciu-Ciu Charles, să mai sparge de râs. No way. Yeah, but what kind of animal makes that? Ce animal face să... Chiar... Nu cred! Nu cred! What? 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 Ciu-Ciu Charles! Eu am glumit, nu cred că e chiar Ciu-Ciu Charles! What? No way, brothers! Ah! Cred că mi-a dat crezi jocul. Doamne, ce m-am speriat. Mă, voi ați văzut de Ciu-Ciu Charles în popan? Doamne, cât de tare e, iubesc pe toți, iubesc.
Vă iubesc, frățiorii. Stinger Flea mi-a plăcut mult. Asta chiar m-a șocat, mi-au dat lacrimile, ești nebun. Chiar sunt fericit de tot, crede-mă. Deci nu pot să cred ce mi-au văzut ochii. Stinger Flea, te ador. Mi-a arătat viața, efectiv, mi-a schimbat viața cu asta. Colaborare Van Van și Ciu Charles. Nu mă așteptam la asta nici. Ai, 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 ai. Ciu Ciu Charles, ești nebun. Hai să mergem la lift. Bam Bam, m-ai așteptat cu drag? Bam Bam, Bam Bam. Unde ai fost? I've been waiting for a while. Am așteptat ceva, am văzut un vis, am avut un the vis. Next piece that we need should be at the second station. Este la a doua stație. Feeding sector. Feeding sector, ok. Hai să mergem, Bam Bam. Dar tu ai bilet? Că șeriful a zis că avem nevoie de bilete. Tu ai? Ok. Hai să mergem, dar n-avem bilete, Bam Bam. Doamne, ce mi-au văzut ochii. Chiar sunt încă în șoc, au trecut, cred că 5 minute. Și încă sunt în șoc total. What? Hai să mergem! Go, go, go! Sectorul verde! Go, go, go! Hai să mergem, Bambane! A good time to introduce ourselves. Trebuie să ne introducem. We haven't done up to this point, if you can believe it. Și încă nu ne-am cunoscut până acum. I'm Uthman. Eu sunt Uthman. I worked here before everything came crashing down. Lucram aici înainte să prăbușească totul. Literally and figuratively. La figurat. Și literal. I can't imagine the stuff you've witnessed down here. Nu poți să crezi ce ai văzut tu aici. My coworkers and I should have spoken up sooner. Eu și muncitorii trebuie să vorbim mai repede. This should have been prevented then. Poate putea fi preventiv totul. Then again, my coworkers weren't really friends in those last couple of months anyway. Și în ultimele luni nu prea erau prieteni muncitorii. Deci trebuia niște planuri bune. You ever had those friends that suddenly turn on you for no reason? Ai avut prieteni care s-au certat cu tine fără niciun motiv, s-au supărat? To say mine turned on me would be an understatement. They suddenly stopped talking. Au început să nu vorbească cu mine deloc. Like sort of se uitau ca și cum sunt un monstru. Sometimes oh my god. I lose my temper, sure, unori îmi pierd răbdarea. I was and still am confused. Și încă sunt confuz. De ce nu mai vorbea nimeni cu mine? Oh my god, Bam Bam. Sunt destul we're de trist pentru tine. Let's get going. What? What? La pe kebab în spate. Kebab. Aici parcă era în trailer și vine șeriful, nu? Ha? Nu era aici wait, șeriful? Wait, get down. Stai jos? Jumbo Josh! Eu nu pot să mă pun pe crouch ca tine! Jumbo Josh și Ole... Alea sunt Ole, nu! A, nu, e broccoli! E broccoli! Te bagi la un broccoli, Jumbo Josh, că îți plac legumele ție! Legume! What? Ha? Încă te văd acolo, fratelo! That must have been a trap that the sheriff set up earlier. Este o capcană pusă de șerif, săracul Josh. Cred că a fost foarte confuz complet. Da, și eu am fost confuz, what? Cine l-a tras? Stinger Flynn, dar n-are cum. E capcană, dar ce capcană? Wasn't locked the last time I was here. Nu era încuiat ultima oră când am fost aici. Can't be too hard to get it open though, right? Nu cred că e foarte greu să deschidem, nu? Oh, 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 oh. Ce-ai mă, Bam Bam? Ok. Bam Bam, ok, care-i puzzle-ul? Oh my god, puzzle. Bun, trebuie să țin minte o combinație de numere, mă gândesc eu. Bing. Și cred că o să aflăm aici combinația. Facem un screenshot, trișăm. Și mă locul ăsta. Oh my god. Voi ce părere aveți până acum de Bam Bam Chapter 4? Eu sunt plăcut surprins. Foarte fericit. Și îmi place maxim. Ce e aici, mă? Trailerul, 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 aici este. Dar unde sunt floricelele? Ok, a scris ok cu punctulețe. Ok. Trebuie să ai grijă și o să fii în siguranță. Dronul ajuns vă pălăria de bucătar. Ia să vedem în camera lui. Uite floricelele. Wow, e Bam Bam. Nu e Bam Bam, pardon, v-ați spun. E Huggy Wuggy pe bune. Aici aveți povestea dacă vreți să o citiți. Nu pot să cred că e Huggy Wuggy. Spuneți-mi voi de unde este Huggy Wuggy, full, efectiv, full Huggy Wuggy. Uite-le, Huggy. Mai rather the Huggy, l-am mai auzit pe... Nimic nu mai este amuzant. Ce mă simt la fel, nimic. Nici măcar asta nu mai e amuzant, uitați-o la mine. Nici măcar asta nu mai e, sau? E amuzant? Uite capul de mascotă. Pot să-mi pun cap... Ce ochi are? Oh. Bă, se vede poligoanele. Ok. Oh. Am spamat și n-am apucat să citesc aia. Dați voi în urmă să vedeți. Deci, spuneți-mi ce scrie acolo. Coroana reginei, ha? Am luat coroana. Wow. Wow. You just come in here, steal what's ours, and then leave?
Ai venit să furi aici să pleci? Humans are all the same. Toți oamenii sunt la fel. No shame. Hoți fără rușine. Your greed has no limits, only controllable for minutes. Bell, mă scupăr pe tine. You can have the crown. Ai zis că sunt lacom. Poți să ai coroana? Nu-mi pasă de coroană. But can I at least have some applause for my little poem? Poți să ai niște aplauze pentru poemul meu? Păi n-am ca citesc că am dat skip din greșeală. Din greșeală am dat, mă jur că citeam poemul. Come on. Mamă, dar au făcut experimente fără cap. Asta e el? Asta e corpul lui. Ok, pot să plec, mă urmăresc toate. Nu l-a ascultat pe ăla. Îi pasă doar de poeme. Te iubesc. O să arăt ceva impresiv. A magic trick. O magie. Ok. Open sesame. Deschide-te sesame. Unde? Hai să-mi trăiești. Hai să-mi trăiești. I think I earned a round of applause for that. Aplauze pentru asta? Bravo, tată! Bravo! Gata, mă, l-a aplaudat destul, hai că se simte după preșmecher. L-a aplaudat destul, mă, gata cu astea. Gata, băi! Ah, butoane. Da, clasicele butoane. Scutește-mă de butoanele astea. Haide, dronuță, du-te, dronuță. Dronuță, du-te, dronuță, hai, hai, hai. Du-te, dronuță, du-te. Yay, dronuța mea. So cute. Ce e, ce mă, abisul? Ce e locul ăsta, dronuță? Vino cu acă, avem o treabă gravă. Pune-te în ăsta. Hai, dronuță. O, pălăriuță. Pălăriuță, pălăriuță. Am luat pălăriuța. Drone, du-te, baby. Oh. Păi, cum ajunge ea la buton? Ba. Burr. Na. Ajungi? Ajungi tu, dronuță? Păi, ce e asta, măi, prostie? Ok, 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 ok. Uite așa. 2000 IQ? A mers? Yeah, a mers, bun. Apoi aici? Hai, dronuță, că facem puzzle-ul ăsta în 2 secunde. Bun, dronuță. E interesant puzzle-ul, chiar e chiar interesant, dar nu e foarte greu. E interesant, dar nu greu. Bun, dronuță, vino cu am. Ce butoane mai ai tu de apăsat, dronuță? Cred că te scoatem de acolo, sau... E un buton aici, da, e un buton aici. Dronuță, vină cu acem. Și e ultimul buton aici. Dar care-i faza cu X-ul ăsta? Că nu-i nimic aici. Ok, dronuță. Bam. Și avem ultimul buton apăsat. Ta-da-da. Mai e trebuie unul. Ai, unul cred că e jos aici. Cred, nu? E un buton jos aici că nu văd. Ia să vedem. Chiar e un buton acolo? Ha, nu este. A, ultimul buton e... Hai, dronuță. Vină cu acem. A, m-am prins de ce trebuie X-ul ăsta. Hai, dronuță, și apoi dăm să duci aici ultimul buton. Pup! Hai, dronuță! Că trebuie, mamă, 4 butoane, insane. Oh, săraca dronuță. Bonk! Și acum uite pe buton, hai. Bip, bip. Ce pălăriuță de bucătar ai, dronuță. Hop! Ce ne dă aici? Ce ne dă? Ce ne dă? Oh, o cartelă. Cartela roșie minus 4, bun. Cum ar fi să coborăm la minus 5? Nu cred la nivelul minus 5, pentru că acolo sunt alte caractere, nici cred că e chapter 5. Dar ați înțeles ideea, nu? Mhm. Ok. Acolo este încuiat totul. Ok, boys. Cine ne așteaptă sus aici în camera roz? Aveți o idee? Ești cumva tu, frățioare, Bamban? Bamban cu Kabob. Ok, Kabob, putem să mergem. Am luat cartela. Dar care-i puzzle-ul? Trebuie să scriu ok? Ha, cred că trebuie să scriu ok, da. Mamă, păi cum fac un O? O. A, de fapt e ușor. Îl fac un pătrat. Cred că îl fac pătrat merge, nu? O. Ok. Ar trebui să mai pe tastatură. Ar trebui să fie... Ok. Ok. Și-mi dă un secret sau ăsta e puzzle de trecut mai departe? Am deschis ușa din interior. Da, și am cartela pentru asta, Bamban. Ce crezi, că nu sunt deștept? Sunt mega 2000 IQ. Sau nu sunt? Before we grab the elevator piece, înainte să luăm bucata, trebuie să fac ceva prima oară. Nu, iar... trebuie să dau impostorul cuiva. You do the honors. Tu fă onorurile. Ce trebuie să fac? Oh. De ce l-aruncăm pe Kabob? Aaaa, am înțeles gluma. Ai dreptate, chiar așa este. Ce? Te întreb ce glumă? Ei bine, Kabob și-a luat foarte mult hate că a zis de 10 ori. Behave or get bam bam. 3 birds with 1 stone. Mi-a spart capul. Puteți să-l aruncăm. Vreau să-l arunc. O, cine vine?
He must have gotten very lonely. E foarte singurat. But I got him a new friend. I-am luat un prieten nou. Now? Uite-l! 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 Ah! Wait, no, Nab-Nab! Nab-Nab, lasă-l! Ha? We can't let Nab-Nab take him. Nu putem să lăsăm pe Nab-Nab să-l ia? Uite-i cu limbuța aia lui. Dar nu murise Nab-Nab? Parcă murise. Strivit de Jumbo Josh. Îl prind eu, stai liniștit. Dar tu de ce nu mă ajuți, Bamban? De ce nu mă ajuți? Bamban nu mă ajută, are zero stres. Ia uite-l. Ok. Un nou puzzle doar pentru voi aici, un nou puzzle. Nab-Nab! Opa. Care-i puzzle-ul? Ai nevoie de o pauză, scrie acolo. Da, am nevoie. Aaaa, e Obi! E Roblox Obi. E Roblox Obi aici. Wow! So many times, but you're just unfixable. Nu poți să te repar, Nab-Nab, nu poți să te repar. Enough is enough. Ajunge! Wow! No! No! Oh! S-a enervat Bamban, a devenit Hulk! Huh? Ha? Cine a câștigat? Bamban? Uite cartela. Trebuie să mă duc să pun cartela în locul ăla. Aici e sala de operații, ce e aici? Ok, spunem. Ha? Ce se întâmplă? Că merge muzica, dar nu se întâmplă nimic. Alo? O scrisoare. Ok, avem QR code-ul. Ce se întâmplă? S-a oprit muzica. Ba nu. What? Cred că s-a stricat jocul. Da, se stricase jocul, că acum uitați-vă, alergă și Bamban. Am resetat totul și acum cred că o să meargă. Ia uitați-vă că e alt joc. Deci mie mi se buguise că, uite, acolo pe acolo ia Bamban. Pe mine mă obligă să fac obiu. What? E alt joc. Deci se stricaseră. Sunt în joc total, deci s-a stricat, nu știu. Obi! Ok, aparent eu am jucat jocul greșit aici. What? Obi, ușor obiu. M-am jucat un Roblox. Și de acum se bat. Luptați-vă iarăși! Bob! Și devine moartea. Ia uite el, ies ochii din găvane. Bă, ochii! Boom! Bravo, Bamban! Și uite aici s-a opriseră, dar mai era o scenă, cred. Hă? Oh! Da, se buguise. Bamban sângerez. Bamban nu spune că sângerez, nu. Nu. Nu spune că e adevărat. Nu spune. Ok, avem cartela galbenă. Ok. Bamban? I can control it. Poți să o controlez, știu că pot. Nu poți, Bamban. Trebuie să faci niște chestii pe aici. Du-te fără mine. Bucata de lift este pe aici, am luat-o. Bamban, eu am încredere că poți să te controlezi. Știu că e greu să-ți controlezi forma de monstru, dar eu am încredere în tine, Bamban. Abonaților, voi aveți încredere că poate poți să te faci bine, Bamban, poți. Chiar poți. Să mergem acasă. Behave or get ban. Oare dacă mă duc acolo în stânga e o pălărie secretă? Cred că da. Clar e o pălărie secretă. Bop. Bop. Cabob. Bop. Aici e o pălărie secretă. Casetă! Ok. Secretele sunt insane și trebuie să le luăm pe toate. Nu pot să cred. Știi cine asta? Nu e ăla din Rainbow Friends? Blue? Nu blue. Cyan. Nu? Eu cred că astea sunt la mișto, nu cred că sunt toate caracterele din Bamban, cred că sunt și din alte jocuri. Cred eu! Nu pot să cred! Ia fi tătășile acolo. Fratele meu. Fratelo, zi ceva în spaniolă, ca pe vremuri, știi secretul? În spaniolă, te imploros. Te imploros. Te imploros. Se apropie de mine. Zi ceva! A, doar te uiți? Bonjour? Poate știi altă limbă. Salut în română, știi? Cred că dacă stai mult aici o să zică ceva. Ok. Al meu frate drag. My man. Deci nu voia să vorbească. Nu și-a mâncat brocoliu. Oh? Cam văzut și eu acolo, nu? Sau mi s-a părut? Ok, înapoi acasă să punem bucata de lift. Let's go. Reset. Pap. A început muzica mea preferată.
S-ar putea să avem o problemă la castel, de ce cred asta? E o problemă la castel? Voi ce părere aveți? Mereu când mă întorc aici, mă gândesc să nu mai găsesc gen să găsesc pe regină dispărută, să nu mai fie șeriful. Aici e un secret, fac pariu că aici e un secret, fac pariu. Nimic? Ok. Deci eu chiar sunt de părere că aici poate să fie un secret foarte adânc în grădiniță. Se întâmplă la modul să dispară regina. Să câștige gesterul, să câștige răul. Regina? Încă acolo e regina, bun. Și trebuie să mă duc bucățica asta lui... Wow! S-a randat harta. Am ajuns, șerifule, tot pe... Cât ai stat, mă, pe liftul ăla, o oră? Ia, fratelu, a doua bucățică. Unde o punem? Două din trei. Felicitări, partenere, să-mi trăiești. Dar unde am pus-o? Vorbește cu regina, ok. Regina, vin înapoi. Mamă, clasic bam-bam, mă plimb o oră. Dus-întors, o oră. Bam-bam-bam-bam. Regina mea dragă, am ajuns. Deci sunt un cetățean foarte bun în împărăția ta. Am făcut rost de alea și sunt number one. Regina. Regina, de ce nu te apără nimeni, regina? Că poți vină Jester să facă o glumă de aia, number one. Câți pui are găina? Welcome back. Bine ai revenit. Sper că a meritat. Și e mai folosibil liftul. Aproape reparăm complet. Mă rog să fie în siguranță copiii de-i cauți. Când îi găsești, poți să ceri o favoare? Poți să mai vii în vizită uneori? N-am mai avut un vizitator care vrea să ne rănească de mult. Te rog, gândește-te la ce ți-am cerut. În afară de asta, nu vreau să te țin mai mult. A venit prietenul meu înapoi. Adică Bamban? A revenit Bamban, gata? De unde știi tu, regină? Tu chiar știi tu, regina mea? Regina mea, dragă! Oare aici Bamban iar la infirmărie? Nu este. This is the first entry to what I will refer to as the Toadster Archives, lui Toadster, where all information gathered about criminals. Toate informațiile criminalilor vor fi înregistrate. Criminal number one, criminalul numărul 1, Melcu, was captured near the front gate of the kingdom while a fost prins patrol. În fața castelului când era în patrulă. The snail was captured while hiding in her shell. Se ascundea în carapace și se ascunde de atunci. It was initially thought to be an empty shell. Am crezut că este o carapace goală. A cry was heard coming from within. Se auzea cum plânge în interior Celine. Oh. All attempts to convince the snail to leave her shell have failed. N-am reușit să facă să iasă din carapace deloc. The reason for this extreme distress has not yet been determined. N-am dat seama de ce, dar am o teorie. This criminal ain't from around here. Nu este din zona asta criminală. It's possible that this foreign hostile environment is what's causing this. Locul acesta ciudat o face să se simtă așa. More updates soon. Mai multe update-uri curând. Wow! Salut! This is the third entry to the Toadster Archives. Wow! Criminals numbers 3 and 4. Criminalii 3 și 4, păsările. Captured by being lured in their current holding cells. Ha, au fost ademenite aici. Their sudden and unannounced appearance within the walls of the kingdom took me by surprise. M-au surprins când au venit. They are now safely contained. Dar acum sunt închise foarte în siguranță. They seem to be very territorial, as they did not exhibit any hostile behavior. As long as I kept my distance from the cell. Nu fac nimic rău dacă nu mă apropii de celula lor. It also seems that they were frantically looking for something. Although I'm not sure what exactly. Și căutau ceva, dar nu știu exact ce. Cred că știu eu. They've remained completely still. I think they might nu se mișcă deloc. To check on them. Și vor să mă facă să le verific. I'm not falling for that. Nu pic pentru asta. More updates soon. Mai multe update-uri curând. De se prefacă nu se mișcă, gen stau statui ca să intri să-l frărească pe Toadster. Bambalina, de tine îmi pasă cel mai mult, Bambalina, ești ok? Bambalina, tu ce ai pățit? This is the second entry to the Toadster Archives. Al doilea, a doua arhivă. Criminalul numărul 2, profesorul. Captured near the elevator that goes down from the third floor. A fost prins la lift. Și unde un om a fost prins recent. The teacher was extremely hostile toward. A fost foarte ostilă împotriva mea. Student from her class as the reason she's even down here. A zis că a venit aici pentru că a supărat un elev. Numerous failed attempts to escape were recorded, but it appears she's finally given up. A încercat să evadeze de multe ori, dar s-a dat bătută. Objects were introduced in an attempt to calm her down, with only a few excess bowling pins seeming to do the job. Au băgat multe obiecte să o calmeze și alea au calmat-o. S-a calmat și stă acolo. I can't be late. Și zice mereu nu poți să întârzi niciodată. Nu trebuie să întârzi. Truly an interesting case. Un caz interesant. Mulțumim, Toadster. Oh!
L-ați prins și pe ăsta? This is the fourth entry to the Toadster Archive. A patra arhivă. Criminal number 5. Criminalul numărul 5. Gorilla, gorila verde. Captured by fallen victim to an intricate trap that was designed and set up in the feeding sector. A fost prinsă de capcana mea cu broccoli. So far, the green gorilla has been chained. Este închisă. Not too much information has been retrieved. Și nu avem foarte multe informații. So far today, we've received 7 cases in only a few hours. Am primit foarte multe cazuri în câteva ore. Este foarte nenatural. Something up above has happened that's causing these cases to. Ceva s-a întâmplat deasupra să facă cazurile astea să apară. Mi se face rău să văd atâtea fețe similare. Dar nu vreau să-mi risc sănătatea să ajut prieteni care au nebunit vechi. Deci toți aici erau prieteni, lucrau la un moment dat în facilitatea asta. Dragă mamă, am avut cea mai tare petrecere. E copilul! Nu, copilul meu. Dragă mamă, am avut o petrecere foarte tare. Eu, Claire și doamna Mason. Și ăla este Stinger Flynn. Ce petrecere a avut? Claire e prietena copilului meu? Cine e Claire? Stinger Flynn, ai tu vreo idee ce se întâmplă? Nu pot să-l trezesc să-mi arate un vis ceva. Aici e un secret clar, facem pariu? Hai să facem un pariu, da? Facem un pariu. Aha, aha. Știam eu ceva, aha, aha. Foarte interesant cum aflăm poveștile astea micuțe despre ce s-a întâmplat aici. Chiar e foarte, foarte, foarte interesant. Pentru că am aflat foarte multe chestii. La modul că aici toți erau la aparent, lucrau împreună. S-au transformat în chestiile astea, nu știm exact cum și de ce. Dar vom afla și fiecare etaj erau diferite nivele de monștri. Adică practic ne-am coborât de sus de tot. Când am văzut prima dată pe o piladă, era la nivelul 0. Până aici jos de tot. Vreau să văd casetele noi. What? Jesterul se supune la regină cu șeriful? Păi ce s-a supărat? Uite că se supune la regină, s-a pus în genunchi. Atunci de ce? Wow! Aici am fost eu de două ori chiar. Și ce mi-arată locul ăsta? Moartea? Cine e ăla acolo? E ceva acolo? Moartea. Bamban, ești pe aici? Ai venit cu liftul? Spune că e Bamban. Bamban? Bambanis. N-a venit Bambanis? Păi și unde-i Bambanis? Fac pariu că este și aici la regină un secret mare, mai ales în spate la butoaiele astea. Trebuie să fie ceva, nu? N-are cum să nu fie. No way. Refuz să cred că nu-i nimic. No way. Chiar nu-i nimic? What? Sigur e aici. No. Pam, pam. Deci în momentul de față sunt acum la Employee Exercise Sector. Aici zic că se antrenau angajații, din câte înțeleg. Aici pot... Ce scrie aici? Antrenamente de dimineață. Fizical, cognitiv și comunicativ. Ok. Hai să schimbăm puțin drona. Pune și noi un verde. Mai ne jucăm cu ea, o mai schimbăm. Ce mă locul ăsta? Aici se antrenau ei? Angajați aici, mâncau și ei. O farfurie mare, da, tată. Cazul numărul 14, regina. Încă se vorbește despre regina în astea. Trebuie neapărat să vedem cu QR code-urile, vedem secretele. Skibidi toilet! Bă, cum ar fi să Skibidi toilet? Nu m-ar mira ca... Nea, asta clar e legat de Skibidi toilet. Nu știu de ce cred asta, dar mi se pare că asta este legat de Skibidi toilet, cumva. Canapele. N-ar avea sens să fie pozele astea, nu știu, zic și eu. Sau sunt prea nebun. Prea nebun. Aici un secret 99% după cutiile astea. Nu este. Aici grădina din trailer e asta. Cu florile de seudă. Floricele lui Jester. Ți-ai drăguț. Și mărul din copac. Soare. O să urmeze un puzzle. Oh my god. Oh my god. E puzzle. Proceseți creierul pentru exercițiul de dimineață. Când se sting luminile, ceva în camere s-a schimbat. Oh, vezi că e interesant. Este să mă uit după detalii. Ca și jocul ăla în care observi ce s-a modificat. Raportează camera și memorează tot cum arată. Bun. Ok, hai să memorăm. 3 scaune. Ok, 4 mere. Floricele. 2 d-astea. Aștea să mă uit pe filmare. Cutiuțe. Asta e cea mai grea. Asta o să fie cea mai grea. Asta e cea mai grea. 1, 2. Toți au farfurie, scaune. Ok. Canapea. 3 d-astea, o d-asta. Skibidi toilet. Bun. Hai că easy. Așa am zis și o să mor, fiți atenți. Start la joc. Start. S-a schimbat ceva? S-a schimbat ceva? În ce cameră s-a schimbat ceva? Oh, baby. Bun. Trei scaune, două dalea, patru mere. Bun, totul e ok aici. Cutii. S-a schimbat aici, s-a schimbat aici. E clar. La cutie. Asta a fost easy. Cutie. Pam, pam, pam. Jumbo Jack, ești bucuros? Am ghicit? Mai e încă ceva?
Următoarea! Vezi că e tare minigame-ul ăsta, chiar e tare, e 4 minute să observi diferențul, l-am făcut instant, acum e greu. Trebuie să fie greu. Ok. 3 scaune, 2 d-astea, 4 mere, floricele, nor, 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 soare, soare, bun. Poate au schimbat noi pe pereți, dar nu cred. Cutiile, la fel, aici e schimbat. 6 farfurii, scaune, aera acolo, 2 d-astea, canapea, televizor, schibidi toilet. Aaaa! Avem o problemă. Avem o problemă! Niciuna, niciuna. Niciuna, niciuna. Yes! O miram eu. Zeam, bă, ești bucuros? Parcă aici 2 runde. 3 jocuri, 2 runde fiecare. Păi gata asta. Deschid ușa? A, următorul joc! Aaa, o să devină greu, deci 3 de 3 ori. Și dacă mă duc și mă uit? Oh. 3 scaune, 2 d-astea, 4 mere, norișorul, floricele. Totul e ok. Ok, easy prima, easy. Iar la cutie, easy, 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 easy. Pap. Poate să fie mai multe simultan? Cred că acum o să fie 2, nu? Yay! Ok. 3. Oh, easy. Easy, 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 la soare. Pap. Mamă, mă, mici rapid, uite, au dispărut astea de aici. Nu e așa de greu, ca și ca multe jocuri de alea în care trebuie să observi diferențele. Și poate pleacă pe ecran dacă mă supăr. Pa! Eu am plecat. Ok, următorul minigame. S-a făcut beza totală. Easy. Iar soare, nu sunt scaunele. E corect? Sau e schimbit de toilet? Pop. Pop, 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 pop. Bravo. Următoarea rundă, următoarea rundă. O să easy. Cred că e nimic acum, nimic sau schibidi. What? De două ori soare? Nu sunt scaunele acolo, frățiorul Jumbo Josh. Corect. Aha. Gata, gata, gata cu jocul. Următorul joc. Deci am făcut cognitiv, acum urmează physical. Ok. Facem sport, ceva, ceva, alergăm? Hai cu exercițiu fizical. Oh. Hei. Pe tine te cunosc, străine. Pe tine te cunosc. Am pusat pe buton. Ha! Ce ciudat e gesterul. What? No way, no way, no way. Bah! What? Ah! What? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, doctorii? Ajutor! Bun. Gata. Acum a devenit butonul la roșu. Mamă, bestia, ce-i asta? Ha? Nu înțeleg. Moartea. Vreau să-l fac pe la roșu și pe ăla de acolo. Ok. Dă-i cu capul în asta. Oh my god. Dă-i cu capul în aia. Bravo! Următoarea! Acolo! Am înțeles ideea, am înțeles! Monstru! Ok, vreau cu a, vreau cu a! Vreau cu a, bestio! Dai cu capul! Dai cu capul ăla! Gestare, de ce mai complicat de tare? Ia vino tu în coasă, vezi ce probleme avem noi! Vino cu a, gestare, ce-mi dai mie monstru ăsta, veveriță? Ok, momentan am două butoane, e foarte greu, deci bossul ăsta e foarte greu și nu glumesc, chiar e foarte greu. Nu știu cum o să-l bat, pentru că mă chinuie de foarte mult timp. Pentru că nu știi când dă, uite, îl dă un charge, dă chestia asta și îl trebuie să dea cu capul în butoane. Dar nu știu cum să-l poziționez ca să dea bine. Uite, acum îl plimb un pic și acum o să meargă butonul ăsta, că l-am ocolit. Te rog, în buton, nu în perete. Uite, intră în perete. What? Bun, acum ar trebui să pot fac butonul numărul 3. Fiți atenți că e foarte riscant ce fac aici, deci efectiv stau, mă uit la el, vezi că e bine, 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 bine. Bonk. Și în momentul mai trebuie un singur buton și am reușit să-l bat. Ok, dă charge-ul, dă charge-ul. Bun. Ok, am numărat secundele, cred că e vreo 10 secunde. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ce o să schimba butonul? What? N-a mers butonul.
Oh my god. Am activat butonul, o să dea charge aici, charge. Bun. Acum locurile 10 secunde, 10 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go, baby! Dar de ce moare? Ce are? What? De ce am murit? Urăște butoanele, ce are? Am murit vulpea polară. Ia uite-o. What? Ce dinți ești, ce limbă ai. A fost greuț, boss fight-ul ăsta. A fost greuț pentru că trebuie să-i calculezi charge-ul ăla și trebuie să-l poziționezi. Îl chema Kittisaurus. Wow, ce nume. Kittisaurus. Fă-mi iau la prieten și fă la inamici. Eu am fost inamic? Hei! Îmi place sistemul acesta de comunicații. Da, vorbesc cu cea dintre cu care lasă scrisori. Givanium. Ok, și aici este domnul Broccoli, nu este. Ce este aici? Nu ești gata pentru muncă? Du-te pe aici. Da, nu sunt gata de muncă. Acolo trebuie să mă duc la muncă? Nu. Ce e aici, mă? Misiunea reginei Bounsilia. Ce misiune are regina Bounsilia? Se iau cristale? Cred că da. Ok, trebuie să luăm cristale lui regina Bounsilia. Bounsilia, tu ce aici acolo? Ok, 8 cristale, bun. Asta să le pun pe tron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai trebuie 2, unul e aici. L-am luat și mai trebuie unul care... Eu aș crede că e pe ciuperci. Eu așa aș pune dacă aș fi eu. Fix pe ciuperco o să aș pune. Unde poate să fie ultimul cristal? L-a ascuns bine șefa. Șefa, șefa, ești nebun. Sau ăsta e ultimul? Nu, mai trebuie unul. Caut aproximativ 10 minute și nu găsesc ultimul cristal. What? Cât de bine este ascuns. Deci mă uim, mă uim, mă uim. M-am uitat la fiecare detaliu. M-am uitat pe ciuperci. M-am uitat sub astea. M-am uitat peste tot. Și nu nicăieri cristalul. What? Ori sunt eu nebun și chior. Ori nu știu unde e ascuns. Doamne, era un buton ascuns aici. What? Eu m-am uitat mereu așa, dar m-am uitat niciodată puțin mai sus. Doamne. Deci nu pot să cred. M-am uitat efectiv o oră aici, stând de ieri. What? Ce bine era ascuns. Wow. Eu căutam cristal, nu m-am gândit că poate un buton. Mamă, m-au fraierii maxim aici. Chiar m-au fraierii rău de tot. Brothers! Sunt supărat pe ei. Ok, să intră la muncă. Kittisaurus. Gata, trei nivele. E un secret aici, e un secret. What? Oportunitate ratată. Hai să vedem. Ultima... Ca un gând de ce e la capcană? N-o să mint. Credeam că o să te omoare dinozaurul. Dacă te blochez, de ce să mă plâng? Ți-a spune o glumă foarte bună. Dar voi oamenilor nu înțelegi niciodată glumele. Oamenii au fost făcuți să râdă la orice glumă de-a mea. Și am râs. Au făcut un scenariu în care sfârșitul lumii. Dacă o fac pe regină să râdă, o să iasă ceva din din buzunarul ăla de la stomac. Am setat sub cel mai bun jokester. După ce am dat fail de fiecare dată, am realizat ceva. Sunt cel mai bun jokester. Nu este nimeni mai bun decât mine. Pentru că l-ai ținut ocupat pe șerif, o să fiu ușor să ajung la regină. Oh no. O să mă duc acum. Înspre deosebire de tine, o să-mi iau familia înapoi și știu cum. Oare chiar e bun jokes? De fapt, nu mai vine numele. Deci vreau să spun că jesterul, asta vreau să spun. Dar cum ești de aici? Oh my god, iar trebuie să caut un secret. Dronă, fă-ți talentul ăla al tău, că ai și tu un talent. Spargem geamul ăsta, dronă. Ha! Pop! E din metal, ok. Uite acolo. Ok, m-am prins. Hop. Hai încoa, dronă. Ah! Slăboți, slăboți, jester, slăboți! Crezi că o să mă ții aici, jestere?
Regina mea dragă, vin! Sau cum ar fi, ca în filme, cum este în filme și în seriale, regina să se fi dat bună, dar de fapt era și gesterul să fie cel bun. Și practic ea răpi copiii, regina. Cum ar fi? Ar fi plot twist, ar fi așa totul, m-ar da peste cap. Vedem să o ajutăm pe regina. Go! 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 Băi, regina mea dragă, vine gesterul și-ți face o glumă de te spargi de râs. De ce a trecut găina strada? Mamă, ce glumă o fi pregătit gesterul? E grav ce se întâmplă aici. Și șeriful ăla ce stă la lift? Nu putea sta și aici să mă acompanieze când vin? Restea fix acolo. E gravă. Cred că aici se întâmplă ceva groaznic. O să aflăm adevărul despre grădiniță. Full! Full! Direct! Full! O, am văzut un secret în timp ce coboram. Ia stați așa. E un mic secret aici. Un mic secret bebe. O foicică. Oh. Ați apucat să citiți? Ok. No! Nu! Nu! Șerifule! What, șerifule? No! Cine era galben? Ăla a ieșit din buzunarul reginei? Ha? Cumva e dinozaurul de la un mor mai devreme? Da, el este. E cu gesterul. Mamă, ce se întâmplă? Uite-o pe Veveopila. I-a dărâmat tronul. Lăsați-o pe regină în pace! Măgarilor! Majestatea dumneavoastră, am venit să fac ce am fost făcut să fac și să zic o glumă. E cea mai bună glumă de până acum. Îți spun să pleci și să nu spui nicio glumă. Opila! A costat un Nogivanium. O să devină un monstru, fac pariu. Uitați-vă ce ați făcut. Ce ați făcut? Wow! Oh, they grow up so fast. Ce rapid cresc! O să fie strivită! Wow! 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 Ți-am urmat toate ordinele! De ce nu dai satisfacerea odată? Doar vreau să te faci să râzi! Dar știi ce o să se întâmple dacă râd? Știu! Niște lucruri sunt mai importante decât râsul. Dar nu mai pot să aștept! Trebuie să te fac să râzi! Chiar și pentru puțin! Nu pot să fiu dat la o parte iar! Nu sunt nimic fără să fac un... o regină să râdă. Îmi pare rău. Majestatea mea, spune-mi. Ce a spus șeful de tren la cangur? Urcă-te! Mi-a plăcut, da. Și vine Ciuciu Cear să-i arăși? Nu i-a plăcut. Asta a fost teribil. Arăți! O să cadă tot etajul! What? Gestere, ce ai făcut, tatis? Gestere, ești dement? Ia uite-l! Trebuie să plecăm! Mamă, o să bube tot etajul ăsta! Cumva asta este finalul bambani și mă duc la suprafață? Mă duc la suprafață? Gestere! Oh my god, uite-l pe Gester! Gester, tată! What? What? Trebuie să scăpăm! Eu nu știam că mă omoară gesturi, mă uitam la el, cred că e fratelo. Ok, deci a spus practic șeriful mai devreme, în timp ce fugeam, că repara liftul și că putem să coborâm, doar nu putem să urcăm, noi suntem obligați să mergem la minus 5. Dar cred că o să coborâm la minus 6, pentru că chapter 5 nu o să apară corect. O să vă zic imediat de ce, stați până la final că o să aflați. What? Stinger Flinnies! Salut! Let's go, jos! Mergem în chapter 6 acum. Tot ce am muncit să lucrăm, să facem, a fost ruinat. Am lăsat celălalt prizonier să plece în afară de ăsta, pentru că poate să ne ajute. Dacă coborăm în viață, trebuie să găsim sceptru. Este singurul lucru care poate să oprească nebunia asta. Sceptru reginei. Am ajuns.
pentru Vanban Chapter! Oh, unde suntem aici? Pentru un părinte care își caută copilul dispărut, timpul este o chestiune delicată. Fă click pe chat pentru a înainta timpul. Ha, e română! Click! Protejează regina, protejează sceptru, ascunde-te. Ok, a bifat ascunde-te acolo, deci a bifat ascunde-te. S-ar putea... a bifat ca a proteja regina și a... semnul întrebării că nu a reușit să protejeze sceptru. Și a încercuit sceptru. Ok, în episodul de astăzi, în tot acest episod, nu cred, da, că am coborât că fugeam de Jester. Salut, țaca. Gândul ăsta s-ar putea întâmpla la etajul deasupra, mă îngrozește. Da? Mai ales sute de animale furioase care evadează. Și tu stare de un stare lucru care să le dea pace. Să te prindă pe tine și pe prietenii tăi captivi. Mamă! Nu o să îndulcesc. Avem mari probleme, partenere. Nu putem sta mult timp aici. Doar dacă nu vrei să fii înghițit cu dinți ascuțiți care să te facă mai ușor de digerat. Așa e, șerifule Toaster, așa este în română. Stinger Flynn! Am căzut Stinger Flynn, am spart capul! Bă, Flynnule, bă! Deci dacă nu mai țineți minte din chapterul trecut, noi am fost fugăriți de către Jester, care a omorât regina pe Kangur, pe Bouncilia, și eu împreună cu șeriful Toaster am coborât aici. Mamă! Am luat cartela de la etajul minus 5. Acum stă la etajul minus 5, te puteți vedea. Unde mi-e drona, bebe? Hai, drona, dă-i! Mamă, suntem... serios? Suntem în direct în Garden of Banban, chapter 6. Urmează chapter 7 și chapter 5. Ha, bara, ce se întâmplă cu el? Drona nu merge. Drona e blocată în perete. Ok, cum fac eu să mișc drona de acolo că e blocată? Mă, dronuță! Dă-i, tată! Haide! Miau! Cred că am reușit. Doamne, cât m-am câinit cu drona asta. Nu! Nu! E bine! Am cartela specială pentru această ocazie. Yay! E Jester! Să nu cobori aici, demonule! Ăsta e bietul nostru de șire de aici, partenere! Haide, partenere! Am zis să mă citesc eu subitările din ce vorbesc caracterele. Doamne! Iuzi! Se aude, mă! Toaster, haide că vine Jesterul și o să-ți fac o glumă! Dai că vine Jesterul! Jester! Urmează-mă, știu un loc unde ne putem ascunde. Pe cum stă urmă, resc eu să-ți în față. Mamă, ce bezne aici. Să fie neocupat, ok. Nu este cel mai sigur loc, dar este neocupat. Unde suntem aici, șerifule Toaster? Unde mergem? Mergem după șeriful Toaster. Mamă, abia astea să apară Garden of Banban. Deci n-a apărut Bobby Playtime, a apărut Banban 6 chiar acum. Și vedeți aici, gameplay direct în secunda în care a apărut. BAM! Haide! Nu putem sta în întuneric. Să ne îndreptăm spre lumină. Păi șerifule, nu văd nimic, hai spre lumină. Mamă, e pe tot atât, mă duc după lumina aia, de-o văd acolo portocalii. Aaaa! What? Ce e aia? Mama mea! What? Ar trebui să fii sigur pentru un moment. Șerifule, ce-a fost aia? Era un demon care se uita cu ochii mari. Sau erau becurile alea roșii? Șerifule, zi-mi tu! Mamă, asta... ce dorm este de locul ăsta? Nu i-a fost loc. Aici m-am refugiat după ce am fost aruncat. Multe nopți reși și singuratice le-am petrecut aici, pe care aș vrea să le uit. Mamă, așa este, șerifule. Am fost găsit de regină și de Bitter Giggle și de câteva persoane și am fost suficient de prost încât să cred că lucrurile se pot îmbunătăți. Dar iată-mă aici. Înapoi de unde am plecat. Așa cum ți-a spus mai devreme, trebuie să luăm sceptrul reginei cât mai curând posibil. Este singurul lucru care ne poate permite să reținem pe cei răi, să închidem ușa în urma lor. Am depozitat această cameră departe de oricine ar fi putut lua, în speranța că nu va mai trebui să-l folosim niciodată. Dar iată-ne aici. Ușa se deschide prin activarea 4 comutatoare împrăștiate în diferite sectoare pe acest etaj. Cei răi disprețuiesc lumina. Ar trebui să fii siguranță cât timp stai în lumină. Lucrul care trebuie să facem este să găsim o cale de a ajunge în siguranță la cealaltă sectoare. Să aruncăm o privire în jur. Bine, șerifule Toaster, să trăiți! Mamă, deci... mamă, trebuie să găsesc o modalitate să trec prin întuneric. Pentru că eu trebuie să stau în lumină. Mereu trebuie să stau în lumină. În chapter 6, lumina este prietenul meu. Mereu trebuie să stau în lumină. Bun, au rămas să punem de Crăciun. Potrivită de comandă, da. Și o să fac drona...
ultima oară am avut o bleu. Astăzi să facem portocalie? Ok, cum fac portocaliu? Ce combinație de culori să fac portocaliu? Galben? Oh, uite. Da, mă, sunt bun la culori. Portocaliu astăzi. Am fost data trecută bleu. Am vreo casetă, n-am casetă. Caracterele. Nab Nab. Queen Bausilia. Slow Selin, Jumbo Josh, Bambalina, Bamban, Opila Bird, Captain Fiddle, Stinger Flynn, Cherry Toaster și... O, pălărie! Deci astea sunt cele patru sectoare, iarăși patru sectoare ca în celelalte jocuri. Condition Acceptor, Introduction, Storage, ok, patru sectoare. Mă, ce mișto melodia. Mișto, mișto de top. Până acum a durat cel mai mult chapterul ăsta să apară, desigur am așteptări foarte mari. Bun, avem de activat patru butonașe roșii. Să le facem verzi și trecem la următorul nivel. Bun, hai să mergem să vedem cum trecem noi prin întuneric. Ai, ai, ai. Pentru a trece prin întuneric trebuie să apăs pe butonul ăsta să pornim lumina, cred? Dar oh, uite acolo. S-a schimbat melodia. S-ar putea să fie grav. Bun, deci eu trebuie să ajung acolo unde-i Beck. Mamă, mă pune la calcul cu IQ. Dacă iau un coace, mor. Ok, hai să luăm întuneric. Ce se poate întâmpla? Nu mi-e frică de nimeni, bă! Nu mi-e frică de nimeni! Merg în întuneric! Pa, șerifule! Oh, ajungi în siguranță, îmi scrie stânga sus. What? Adică, unde ajung? Mort! Aaaa! Nab-nab! Nab-nab, varianta rea, era un naughty one, cel rău. Ah, mi s-a resetat telecomanda, e roșie, era portocalie. Ok, cred că trebuie să fac parkour acolo sus, nu? Altă logică n-are, trebuie să fac parkour acolo sus. De ce mi-a resetat că am luat toate astea? Am refăcut portocaliu, punem pălăriuța, potrivit cu telecomandă. Gata, trebuie să facem parkour aici, clar, mi-am dat seama că e parkour după cum sunt poziționate. Parkour toată, 2, 2, 2. Ok, acum trebuie să sar acolo. Ah! Dă-i tată, au băgat parkour, mă, ești nebun, din prima. Dă-i tată. Ok, dar unde ajung? Ajung pe platformă ciudată. Acolo e... Ai grijă acolo sus, șerifule. Normal că, cine mă crezi? Oh my god. Opa, încă un pic? Hai, că e ușor parcurs, e ușor. E ușor, dacă te-ai jucat înainte. E beznă, șerifule, e beznă, mi-e frică rău. Nu vreau să intru. Am să intru. Beculețe. What? Ce ești tu, chestio? Chestie mică și drăguță, ce ești tu? Hei. Cine ești tu, monstruleț? What? Asta trebuia să întâmple? Tu. Dacă vă întrebați, da, nu puteam să mă mișc. Nu știu exact de ce, dar nu puteam să mă mișc acolo. Dacă ziceați, fui, băi! Ok. Deci nu pot să iau... O carte? Stai, că aici e ceva de făcut. Pat. Găleată. E ceva de făcut aici. La un ceai. Cartelă. A, cred că asta trebuia să mor? A, becurile. Deci nu trebuie să iau becul că mor. Și aici? N-am cartela. Acolo este ceva, dar nu am cartela. Probabil o ușă secretă sau ceva. Dar chiar acum lumina în loc de carte mor? Ha, barna, mă, să iar lumina. A mers! Da, nu înțeleg, cred că trebuia să mor. Jucăria ta de acum este echipată cu o sursă de lumină. Jucăria mea? Te simți ciudat, îmi zice. Ah, deci acum eu sunt ca un fel de stil de lumină. Șerifule! Bambalina! Bambalina! Te pup! Ce zici, bă, bambă? Mă, mi s-a stricat iar drona. Ha, mă, că-ți bagi joc. Portocaliu. Santa Mero, trebuie să o fac, serios? Bambalina, ce faci tu, Bambalina? Ai scăpat de popice? Și nu ești malefică, Bambalina, zi tu. Ia-te-l pe șerif ce se uită. Bă, pupă toți, mă, ce faceți voi? Bambalina, ce zici, mă? Ești bine? Ai scăpat? Hei, partenerei! Știi de cine care păcălește pe alții și intimidează? Da! Această doamnă susține că cineva a răpit-o și a întemnițat-o într-o perioadă de timp. Și dar a reușit să scape. Nu am apucat să mă uit bine la ele. Am sentimentul că vinovatul este incredibil de inteligent și în bun ceea ce face. Și că este foarte chipeș. Da, mă, șerifule. Nu m-am spus asta. Instinctul meu nu se înșală niciodată. Ceva îmi spune că este foarte chipeș. Taci, mă, șerif, taci. Dar ai venit locul potrivit, domnișoară. Ar trebui să fii în siguranță aici deocamdată. Elevii mei sunt responsabilitatea mea. Nu pot preda fără o listă completă de prezență. Directorul s-ar putea supăra foarte tare dacă aș face-o. Ar trebui să găsim vinovatul. Mai să ne asigurăm că suntem în viață pentru a face acest lucru. Ce-ar fi să îndrezi spre sectorul de introducere să cauți primul comutator? O să-l trit aici pe Stinger Flynn. Păi e mor, Stinger Flynn!
Doamnă Mason, îți pare că ai trecut prin multe și trebuie să rămânem cu toții concentrați. Cred că ar trebui să vă odihniți pentru un moment. Fie ca noi să scăpăm cu viață. Te pop, șerifule! Bambelina! Tu ai zis că e frumos, șeriful? Oh! Tu ai zis că e foarte arătos și chipești șeriful? Mă, dar acum merge, pare, boss de boss. Hei, nu te duce în casă! Ok. Jucăria poate fi personalizată cu interacțiunea de masă de lucru. Da, mă, știu asta deja. Păi și-o trebuie să iau un coace, dar... Ai zis că eu am back. Cred că drona mea are back? Ia să vedem. Haide, dronul... Are back! Ai, 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 o să înceapă un puzzle! Ia, du-te! Au! Deci eu trebuie să stau în lumină. Hai, dronă, mergem împreună, da? Că noi ne iubim! Haide, dronă, că ne iubim! Oh my god! Doamne, asta o să fie cel mai enervat lucru, cred, să stau în dronă. Haide, dronuță, du-te mai sus, că nu văd! Mai sus, mai sus, fac mai multă lumină! Bravo, dronuță! Mamă, cât am de mers! Cum ajung mai acolo? Dronuță, hai să-i dăm tare, tată! Ta-dam! Sunt bine, ești ok? Cred că asta trebuie să fac, nu? Adică, ce sens ar avea? Ce-i aia? E ceva în întuneric. Hai, dronuță! Mă duc în celălalt sector, dar... Voi vedeți cât e de mers? Nu cred că observați. Aici e un labirint de... cu iar... Uite-l! I-am văzut ochii în întuneric! E prea bez, nu mă să văd ceva! Gata, aproape ajung, am găsit peretele și dacă am un perete înseamnă că pot să mă mișc mai rapid. Bine, cu peretele am găsit la... Deci în loc să mergi cu un lift sau cu un... cu o escaladă ceva, să mergi la următorul de ăsta, trebuie să mergi cu drona, mi se pare insane. Ajungi în siguranță. Dronuță, cum ajungem aici? Poți să saroare gardul? Hop, nu pot. Nu! Vino înapoi! Vino înapoi! Ok. Ok, suntem ok. Ce e aici? Mamă! Cel mai întunecat joc o să fie Garden of Banban 6. Haide, dronuță! Să mergem la butonul ăla, cred. Nu pot să aveți pe niciun buton. Trebuie să pornim curentul. Aia e faza. Trebuie să pornim curentul. Haide, dronuță! Nu! Nu! Drona! Nu! Sunt blocat aici. Oh my god, cât de greu e să sari. Hai să pornim lumina, că e grav. Să nu sară nab-nab în cap, că am ajuns. Să fie lumină. Dragă mamă, nu o să mai vorbim cu fața... What? Nu o să mai vorbim cu fața, cum ne-a zis domnișoara Mason. Domnișoara Mason este Bambalina. Deci eu sunt eu, Claire, pe trecere, Stinger Flynn acolo. Și fața... Da... Am înțeles. Măcar avem lumină, măcar avem lumină. Ce lumină e asta? O, mi-a pornit doar aici. Ok, dronă, ține-mă... Grav. Ok, cum deschidem ușile? Una... Mamă, cât te pune să te plimbi acum. Oh! Nu trebuie să dau toate butoanele? Respect atunci, sincer. Am auzit la spitalul de nebuni. Mamă, puzzle. O să fie grav puzzle-ul. Un butonaș. Ok, trebuie să învățăm puzzle. Avem butoane pe mese. Mă gândesc că o să mă pună să le ghicesc într-o ordine anume. Și acolo avem puzzle cu scaunul dansator, cred. Ce se întâmplă aici? Începe aici. Scaun. Blă, blă, blă. Oh my god. Da, uite culorile. Blă. Deci primul scaun, blă. Blă. Ok, trebuie să mă prindă puzzle-ul ăsta. Bă, păi trebuie 10.000 IQ. Ok, avem o casetă. Și aici e bedă totală, nu mergem. Dar ce gigantice. Ce scrie aici? Doza ta zilnică de motivație. Ha! Viața este o serie de evenimente care încep într-o ordine corectă. Avem o lumină. Oh my god, trebuie să pun și luminile într-o ordine, uite. Da, trebuie să pun și luminile cumva. Și aia, mă, acolo, moartea. Și eu sunt acum la Introduction Sector, ok, introducere. Butoanele nu merg. Bun, hai să vedem. Care este șmecherea? Uite și aici. Cum să pun becurile? Ok, primul bec este pe al treilea scaun. Da, sunt în șoc total. Da. Doamne, câta tabla! Cine învăță mai aici, giganții? Ca asta nu am. Deci lumină verde. Lumină albastră. Lumină roșie. Cum fac, mă, puzzle-ul ăsta? Că deja m-a luat capul. O, am găsit! Cartela albastră, asta era, aveam eu nevoie. Cartela albastră de la etajul minus 5. Bun. Acum pot deschid ușa aia mare. Cred că puzzle-ul ăsta îl fac mai târziu. Deschidem ușa cea mare. Pam, pam, ce se demonul! No! Peter Jingle! Jester! Are they gone? Au plecat? Cine să plece, Jester? Salut! Don't worry! Nu-ți face griji! Eu n-am gând să te rănesc. I've done enough. Am făcut destule stricăciuni, deoarece este... I know it
Știu că nu compensează ceea ce am făcut și a încercat să te dodobor. Dar îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Te cred, gestare, te cred. Nu știu ce m-a apucat. Eu am... Nu m-am putut abține. Ce pumă, gestare. Te-au controlat ăștia? Știam foarte bine conștiințele și totuși am continuat și am spus gluma aia stupidă. Și acum regina e probabil moartă din cauza mea. De ce ai făcut gluma aia, Jester? De ce? Nu te-aș fi răzut dacă nu mă ierți. Dar vei foarte recunoscător dacă voi face. Deci știi că voi face tot ce pot să mă revanșez pentru ce am făcut. Te pumă, Jester. Ești aici pentru comutatorul din camera unde se află sceptrul, nu? Da! E aici, dar interiorul acelui dulap. Nu-mi dau seama ce să fac. E puzzle, gestere. Oh, știi să scrii pe tablă, gestere? Salut. În ce dulap te referi tu? Ok, una e gata. Cred că dacă apăs de primul buton, dau startul la puzzle. Și aici avem ceva secret. Bun. Deci primul puzzle a început și acolo sus e un item. Căști? Salut, am luat căști. Piți, ce sunt alea? Bun. Deci avem căști. Domnul gestere. Domnul gestere. Uite butoanele. Ok, care-i puzzle-ul? Deci aici zice clar verde, albastru, roșu. Mă gândesc că asta e ordinea scaunelor. Zice start here. Verde. Ok, Jester, o să apăs greșit. Dacă mor, e vina ta, Jesterel, da? E bine? Ha? Aici? Ok. Cel mai ușor puzzle din România? Da, cred că e cel mai ușor puzzle din România. Doar apăs pe ele, gestere? Gestere, zic dacă e bine toată! Ce ai râs de mine? Bam! Nu pot să cred că l-a nimerit pe toate în afară de ultima! Ok, trebuie o ordine și cred că trebuie să pun becurile alea cumva. Ia să vedem, pot să întorc astea? Încă nu pot. Ok, deci eu pot să apăs doar pe butoane. Start here verde. Aha. Ok. Încă o nouă încercare și ultimul buton este ăsta? Nu e bine. Da, deci trebuie într-o ordine anume. Când le fac, nu-mi dă fel decât la final. Deci trebuie într-o ordine anume. Domnule Jester, dar tu vrei să mă ajungi sau stai și tu la mine ca bebeu, a? Ok, cred că să mă duc în alt sector, probabil. Sau mai trebuie să stau aici, că nu pot să fac nimic. Am impresia că trebuie să mă duc în sectorul portocaliu de acolo. Oare îmi trebuie o cartelă sau ceva să pornesc un curent? Că aici nu am ce să fac, nu știu, nu funcționează alea. Hai, ușor, ușor, următorul sector, că e moartea. Uitați-vă și voi ce e acolo. Dronuță, haide, tată. Mergem ușurel cu drona. Am emoții, mi-e frică când merge așa în față, că mi-e să nu sară n-am pe mine. Ok, deci mă duc la perete în față. După ar trebui să ușor. Dar nu știu dacă mă plimb degeaba până la următorul sector, dar am să estimez că așa trebuie. Hai, dronuță, că m-am ajuns, ține-te bine, că mai avem puțin rău de tot, am ajuns, cred. Am dat o rampă, ce este aici? Dronuță, nu văd nimic! Dronuță nebună, am cartela albastră, deci asta trebuie să vin la sectorul 2. Ok. O să aprind lumina. Dronuță, mergi în față că te să aprind... A, eu n-am cartela albastră? Nu spune că am venit degeaba. Nu, no, că mă arunc în abnab dacă am venit degeaba. Te rog? Ok, n-am cartela. Deci chiar trebuie să fac un puzzle și am venit degeaba? Ok, am să încerc. O butonul ăsta. Te rog să nu mor. Mai încerc o dată? Nimic. Poate-i vreun item? Dar aici pornesc curentul între cartela albastră. Da, din păcate, nab-nab, ia-mă cu tine că am greșit tot. Ia-mă, nab-nab, închideți-vă urechile, că e grav. Deci eu trebuie să fac talentul aici după culori. Prima, cred că ăsta este verde, nu? Verde. Ok, verde. Bleu, bleu închis, bleu, bleu deschis. Bleu, ăsta este? Bleu, bleu, bleu. Ăsta cred că este primul buton. Ăsta e butonul 2. Apoi butonul numărul 2. Am să încerc. Și asta dacă le apăs pe toate și doar încep cu unul? Ia să vedem, chiar sunt curios dacă merge. Și apăs pe toate. S-ar putea să fie și ăsta. Mamă, dar seamănă foarte mult culorile. O să e greu. Ok, m-am prins, e destul de simplu. Deci prima linie de scaune corectă pentru lumina verde, care cred că este aia. Următoarea linie de avem bleu, bleu închis, albastru deschis. Deci bleu, bleu închis. Ar trebui să fie asta. Ha? Asta cred că e. Bun. Următoarea, două închise, una deschisă, bleu. Două închise, una deschisă, bleu. Asta. Ai, 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 cât de greu e. Bleu închis, albastru, bleu, bleu, bleu. Deci două deschise. Asta. Una închisă. Asta cred că e. Ok, am uitat la care eram. La 4-a, deci urmează a 5-a.
A cincea este... asta sau cealaltă? Deci albastru, bleu, albastru... două albastre. Am în două, două albastre, doar că una are două, asta. Și ultima este aia. A mers? Mamă, cât de greu e. Oh! Yeah! Sunt un geniu! Uite, să fac asta la toate culorile! Asta e prima. Următoarea este albastru. Ma. Următoarea este asta pentru lumina roșie. Deci să fac așa la toate luminile. What? What? Cine a gândit asta? Cel mai nașpa sistem. What? Yay, și lumina albastră. Doamne, cât m-am chinuit. Bun. Următoarea este lumina roșie. Două bleu, două albastre. Asta o știu. Deci de-aia știu pe de rost. Asta e prima, două bleu, două albastre. Ultimul buton, două bleu, două închise, care cred că butonul ăla este ăsta. Și lumina roșie. Ooh, baby! Nu știu toate aceste lumini colorate. Păi nu ești tu, bă, tu știi gestă, rezimi. Da, doar a pus întrebarea și n-a dat răspunsul. S-a deblocat? Mai trebuie un alt... pseude. Gestor? S-a închis teatru, Gestor! Asta sunt lumile. Indiferent ce faci cu luminile, fă-o repede. Nu au milă cei răi în întuneric. Kindergarten scrie acolo, grădiniță. Ok, cred că trebuie să schimbă... cum stau becurile, cred. Da, uite, pot să schimb becurile. Ban, ban. Ok, trebuie să scriu ban, ban. Acolo? Pe tablă, pe tablă trebuie. Pe tablă, fac pariu. Ban, ban. Scriem pe tablă cu verde. Atât? Ok, da, era bine. Bun, următoarea culoare. Nu pot sta întuneric foarte mult, că sunt cei răi prin zonă. Și dacă mor, mor pe veci, cred. Ok, cred că o să mor. O să mor. Stau în lumină, stau. What? E perete invizibil aici, what? O, bate joc de mine. Roșu! Roșu ce scrie? Ban ban kindergarten? Uite, să-l punem peste acolo. Estime și eu că asta trebuie să fac. Nu știu. Ban ban. Mai una la stânga. Da, e bine. Cred. E bine, mă? What? Și acum trebuie albastru, care albastru... e lumina albastră. E jos, ok. Lumina albastră e jos. Încerc să o pun pe tablă. Dacă nu merge pe tablă, se mort. Toate trei pe tablă puse. Wow! What? Trebuie să ne ascundem intra aici? Aaaa! 3, 2, 1! BAM! What, gestere? Păi aștept până să se termină videoclipul care rulează afară. Video? Ce video? Ce video rulează? Don't say a word. Nu spune niciun cuvânt? Shhh. Hello? Anybody in there? Este cineva acolo? It's your friend, Bamban. Sunt Bamban. I need your help. Am nevoie de ajutorul tău? He's out already. A ieșit deja? Don't even think. Să nu te gândești să deschizi ușa aia. Bamban? Nu e Bamban real. Deschide. Eu pot să deschid dacă vreau. Gestor? Gestor, deschide ușa. Mă bătă cu pumnul. Deschide. Gestor! Deschide. Gestor, se deschid. Se aprind luminile. Mă, trebuie să uităm cu secrete, cu hacker în următorul episod, să vedem ce se întâmplă aici. Mi-a rog de cât am crezut și numai din cauza mea. Ar trebui să ne întoarcem de unde ai venit. La întoarcere, vă gândim la niște glume care să distragă pe șerif. Să nu mă elimine când mă vede. Așa e, vreau să te omoare șeriful. Hai să mergem, Gestor. Oh. Ce buton e ăsta, mă? Aia, la următoarea... da, la următoarea. Oh my god. Păi și mergem înapoi la Gestor, la șerif Gestere? Mamă, dar cine era Bamban, acel diabolic? Era Bamban real? Sau rău? Că vorbea urât, dădea cu pumnul, zicea, deschide, deschide. Mamă, cât de nașpa e. Deci o să fie traseul între stații, o să-l urăsc. Traseu. Hai, Gestor, îi dăm? Păi vin după tine așa... a, vii tu după mine? Ok. Cine cântă? Da, da. Ce aude? Gestor, e moartea în întuneric. Da, da, ești care 2 ani. Da, da, cine vorbește, mă? Gestor s-a aprins un bec. Aia, poți să aprind becuri dacă trec din bec în bec? Da, da. Cine vorbește? Gestor e...
Uite, pot să pornesc astea. Ah, ok. Nu știu dacă pot să le pornesc. Wow, învățăm ceva nou. Pot să le pornesc, aparent. Ah, sunt temporare. Ah, putem să fugim direct. Păi zi-mă așa, gestere, tu de ce nu-mi zici? Ce se aude? Se aude moartea în întuneric, dar nu-mi dau seama ce. Gestor, vino că-i moartea. Șerifule, nu... Și-o făcut baracă, ești nebun? Șerifule, nu-l bate pe Gestor, că e prietenos. Șerifule, nu-i da capacul. Ai mult curaj să vii aici, Bitter Giggle. Ar trebui să te omor acolo unde ești. Chiar că crezi că te voi lăsa să intri aici? Și uite cine este. Partenerul meu se pare că lucrează pe la spate cu cine mai căuta criminal, adică eu. M-am avut o presimțire proastă la tine când te-am văzut. Am vrut să te folosesc ca umană pentru celălalt criminali, dar regina a insistat să-ți dăm o șansă. Ar fi trebuit să-mi urmez instinctul. Ca de obicei, am avut dreptate. Voi de-ar trebui să plecați. Soarta voastră aici ar mai fi bună decât afară cu cei răi. Nu am nevoie de parteneri. Îl voi găsi pe Little Big. Și probabil vom scăpa lumea de monștri ca tine. Oh my god. BAM! Lasă pace! Nu! Te voi salva! Să plecăm de aici! Uite-i! I-am văzut o secundă acolo. Nu! Jester! A murit! Stinger Flynn e viu! Stinger Flynn, te pup! Păi deschide ușa, Jester! Bine, suntem în siguranță pentru un moment. Deci, asta e. Oh, it's you two. Sunteți voi doi. The duo of duo-ul distrugerii. Didn't you cause nu tu ai provocat toate astea? I did. Am făcut-o. And I plan și am de gând să mă revanșez. Toți cei la care ții să-i vezi că te-ai revanșat sunt probabil deja plecați. Așa că ce rost are? Cum poți să vorbești? Meduzele nu au creier! Așa e. Ar trebui să mergem să pornim celelalte acumulatoarele lui ușii. Să ne îndreptăm apoi spre sectorul potențialității. Ok, sectorul potențialității, adică... Unde e harta? Sectorul potențialității e în stânga. Ok. Trona! Mamă, dar ați văzut și voi că a venit chestia aia cu dinți ciudați, cu gură. Și l-a răpit! Se aprindă luminile? Nu se aprind. Doar Jester poate să le aprindă. Oh my god, ok. Hai la celălalt sector, drona. Unde mi-e drona? Drona! Pip, 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 pup, pup. Niu. Hai, drona, să mergem. Da, trebuie să merg cu drona. Cu Jesterul aprinde luminile, aparent. Eu nu pot să fac asta, nu știu cum, dar Jesterul e mai șmecher. Hai, de repede, dronuță, că te mergem în sectorul nou. Dar nu văd lumină, nu știu unde să ajung. Sectorul e acolo, ar trebui în stânga. Uite acolo. Da, văd o lumină în capă, mai am puțin. Puterea, ajungem la sectorul potențialității. Unde e potențialul ma... Am ajuns? A, doar unele lumini... Cine face așa? Cine a făcut așa? Da, da! Sunt cei răi, naughty ones! Obraznicii sunt! Ok, să pornim... Ce cauți tu aici, mă, kebab? Kebab, cum te chema pe tine? Bam, bam, skeletonul! Nu te dai aici, kebab! Kebab, îl cheamă, mă, pe el! Ok, cartela galbenă. Mă, abia astăzi să facem episodul următor cu secrete cu Hex, să vedem ce se întâmplă cu adevărat aici. O să fie cel mai tare episod. Așa că dacă încă nu ai făcut-o, repede vezi dacă te-ai abonat, da? Nu cred, jumătățile. Jesterul este sala din laborator. Ce fac acolo? Se joacă? Haide, omule, trebuie să ne targem împreună. Nici o șansă. Numele tale sunt Varză. Vei avea un singur picior. Toată lumea crede că e o glumă când vei țopăi ca un iepuraș. Trebuie să ne urim din nou pentru a preveni acest lucru. Ai avut dreptate. Lasă-mă să vă gândesc puțin la asta. Ai doar un picior, iepuraș. Uniți-vă, vă rog. Ba, demenților! S-au certat jumătățile, ești nebun. Sunt ca gemeni în viața reală de se ceartă. Aveți și voi un geamăn? Dacă aveți, cred că înțelegeți. Eu nu am, deci nu înțeleg. Da, de ce? Se ceartă gemenii. O să pun ceva tare pe dronă? Sombrero? Pot să-i pun căști? A, căștile erau pălărie. Știam că o să folosesc căștile la altceva. Păi și unde sunt căștile? Că nu le vă. Bun. Cartela MOV. Nu am cartela MOV. Cred că trebuie să caut cartela MOV. Sau... Cartela galben. Ok. Mamă, cred că o să fie cel mai tare episod cu hack-ul secrete, că sunt atât de multe chestii ascunse în întuneric. A, uite, am văzut. Bă, pum, mă, că am văzut secretul. Uite, acolo e buton, vedeți? Butonaș. P
Păi stai, cum apăs eu buton naș? Trebuie să mă sui pe platforma asta, fac pariu. Oh! Pălăriuță secretă! Pam. Ok, dronă, du-te acolo. Sau trebuie să sar pe platforma de jos? Oh. N-ajunge, trebuie să sar... Trebuie să sar aici. Bă! Bun. Butonaș, dronă! Se deschide ușa asta, cred? Acolo, acolo pe butonaș. Păi să n-ajung. Pe butonaș, dronă, pe butonaș. Nu, e prea departe, cum fac eu? What? Cum e posibil? Stai. Trebuie să mă arunc. M-a fost pe butonul ăla. Du-te, droniță. Nu. Ok, cred că trebuie să fac o platformă. Cred că am întins să pe butoanele astea și poate o să avem o platformă. Că n-ajung, e imposibil. Sau trebuie să dau din aer când cad, habar n-am. Da, uite, butoanele astea merg, deci următorul buton. Haide, dronă, nu te lovi de perete. Bravo. Da, mă, așa trebuie, încă nu pot să auzi pe butonul ăla. Oh, baby. Știu din trailer asta. Nu cred. Cred că sunt cei doi youtuberi din laborator, dar au vorbit. Ia să vedem. Salut. Tu ești? I will find it. O voi găsi? Gluma perfectă. S-ar putea să fi pierdut un picior, dar va trebui să merite în cele din urmă. Trebuie doar să mă asigur că nu-i pierd pe celălalt. Ha, nebunit. Dar trebuie să-mi amintesc. A sunat nicio glumă cum am fost prins în buzunarul unui cangur. Pouch! Ce ai, boss? Ce surcăm? Nu mă duc jos că e întuneric. Și am auzit la etaj. Bamban! Bamban? Bine ai venit, Bamban. Sper că nu ești la rodă de aia cu pumnul în ușă, nu? Bamban? De pumă, Bamban, ce zici? Bamban, ce... Mă bucur să știu că ai supraviețuit nebuniei de afară. Am mai văzut cazuri care au scăpat de izolare, dar nimic atât de nebunesc. Nu ești prea vorbăreț, așa am vrut să spun că ești aici pentru un motiv important. Da, altfel nu ți-ai riscat viața să fii aici. Orice ar fi, voi veni cu tine. Păi mă, Bamban, unde să vii cu mine? Ești nebun? Trebuie te-aș dă limba să faci pârț. Dar cum? Ok, Bamban, bun, ai venit să mă ajuți, da? Păi ajută-mă, ce ai venit să faci? Țaca, țaca! Haide, dronă, urc la etaj? Am emoții aici, aici o să mor. Dacă mă duc în întuneric, mor, deci nu stai niciodată în întuneric. Asta este ideea la acceptă, da? Niciodată nu stai în întuneric. Ok, am o idee cum să dau cu drona, bun. 200 IQ îmi trebuie, dar... ne folosim, am uitat seaua asta. O să ne folosim tot IQ-ul și o să ne uităm și la casete. Dronă, vină cu dronuță mică. Bebe dronă, doar vină, bebe dronă. Deci o punem sub platformă, uite așa. Dacă am fost deștept, mă anunțați. Apoi urc și de sus de acolo o să dau să apăs buton. Și poate îmi va deschide ușa galbenă fără cod. Habar n-am. Ok, să vedem, deci mă urc aici. Bam, bam, ce te ascunde acolo, bam, bam? Și ne punem strategic. Da, uite mă, da, asta este X-ul ăsta. Nici n-am văzut X-ul ăsta. Pam. Și o să meargă în o secundă? Cel mai deștept am fost. Am fost fraier. Vă rog, nu râdeți de mine în comentarii, vă rog. Haide, dronă. Al cincelea Bamban pe care îl jucăm. Chiar dacă e chapter 6, e al cincelea practic, Bamban. Bamban, te pupă. Ce-ți rup capul după mine, mă iubești? Hop, hop, oh. Bamban, ai lumină? Becu! Nu! Oh my god. Mă duc după Bamban, păi mor. Bamban, noi mergem după ușa roșie, dar e bandă totală, tu știi? O să murim. Bamban? E sus ceva, o lumină roșie. Bamban, dar știi că e numai beznă! Cel mai întunecat chapter din Garden of Bamban. Cel mai întunecat. Ok. Bamban, n-ai zis absolut niciun cuvânt, a trebuit să mă duc pe instinct. Bambalenis? Mamă, e ce laboratorul? Nu, Bamban, unde m-ai adus? Trebuie deschisă ușa? Ok. Orice pentru tine, Bamban. Bamban, 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 Bamban. Hai, ești nebun? Ia. Ce am... Laboratorul. Ăsta e laborator, cred. Look at this place. Uite-te la locul ăsta. Seems really familiar. Mi se pare de foarte familiar, dar nu sunt sigur unde am mai văzut așa ceva. Mai dreptate, dar... mi se pare că a fi un laborator și trebuie să pun într-o ordine... Nu, e pa... Mamă, ce puzzle e. Nu, aici o să rămân blocat. No, după cum le văd eu, o să rămân blocat. O să explic imediat care e faza. Na, aici mă las de joc. Aici mă las. Ia zi-mă, Bamban, vrei să deschid ușa asta? Bine. Ok. Trebuie să fie destul de simplu. Aici sigur o pălărie. Eu aș ascunde o pălărie aici dacă aș fi cel care a făcut jocul. Nu? Portocaliu, bun. Bamban,
Tu nu vrei să-mi spui ce trebuie să fac, trebuie să mă prind singur, dar... Ok, avem cod QR, avem vreun secret? Ok, Păianjen, nu e vorba de Păianjen, aici cazul 8. Ok. Bamban. Am să explic la abonați acum, Bamban, cum se face puzzle-ul ăsta, da? Trebuie să mut astea. Fiți atenți. Sa? Cred că sunt oprite. Da, exact cum am crezut. Trebuie să le pun în așa fel încât să-i liberez calea. Să-i liberez calea, să poată să vină bambalina, să meargă drept până la punctul ăsta, da? Deci eu trebuie să aranjez astea ca un cub Rubik, adică o prostie totală. Și eu nu cred că am să reușesc. Ah, ok, gata, gata, știu ce trebuie să fac, da. Ok. N-avea sens, dar dacă poți să o mișc cât un pic, are sens, uite. O împing. Ho, bambalino, mergi! Mamă, nu mai vreau, stai. Ok, o împingem pe asta. Nu se împinge. Stai, mă, bambalina, că mi-ai stricat toate combinațiile, ești tu, șmecheră. Of, 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 ok. Doamne, cum fac aici? Împingem pe asta. Cred că acum o să funcționeze. Ba nu. Bambalina nu funcționează, nu? Nu. Trebuie să fac cumva. Dacă lipsa o de-asta era easy, dar nu lipsește o de-asta, așa ar trebui să fie greu pentru mine. Oh my god, bambalini. Cred că așa. Ok, aici o să fie și mai greu. Uitați-vă ce este aici la Jumbo Josh. Da, deci dacă încep să împing asta, zic că o să devin exact ca Jumbo, deștept și puternic. Dar văd că becul ăsta e aprins. Oare te-ți fac prima oară pe asta? Doamne. Ăsta cu mai multe pare mai ușor, am încercat să-l fac pe ăsta, dar... Da, e mult mai ușor. Ăsta e doable, ăla... N-am loc să mă mișc efectiv, ăsta că e mai mult spațiu. Cred eu că e mai ușor. Deci o împing pe bambalina aici. Apoi, tragem astea la o parte. De așa. Doamne, ce mai lași pe puzzle-ul, urăsc astea, deși în viața reală. Le uram, le uram. Nu mai vreau, ați înțeles? E grav rău. Ok, trebuie să o trap asta în spate. Și rămâne un loc liber, ok, aici e blocajul. Grav, ah, stai. Da, mă, da, am rezolvat. E un loc acolo, ce înseamnă că bambalina, ai drum liber. Ai drum liber, bambalina. Ce puzzle urât, ai ajuns la punctul forte. Yay. Atât? Acum trebuie să o duc înapoi, serios? Da, trebuie să o duc înapoi. Merge treaba bine, dar e foarte mult de muncă aici. Chiar e mult de muncă, trebuie să împing astea. Și chiar o să ajung ca Jumbo Josh foarte puternic după câtă muncă am depus aici. Da, acum cred că are drum liber bambalina să ajungă înapoi la roz. Deci o trebuie să oprim în toate astea patru. Doamne, ajută-ne. No! Stai că am uitat-o pe asta. Vai de noi! Asta o împing aici, asta o împing aici. Apoi o împing pe bambalina și a ajuns la roz. Jumbo Josh, sper că ați fiu puternic ca tine. Ziu mușchi. Nu mai mușchi pachet. Acum trebuie aia. Asta e cea mai grea, ok, prima e simplă că e mult spațiu. Dar aici care... Sunt eu 0 IQ? Că nu mă prind. S-ar putea să fiu 0 IQ. Deci eu acum în punctul ăsta pot să o mișc așa, da? Eu ar trebui să pun înapoi un ăsta alb. Dar nu pot. Că nu are loc să-i miște, da? Bun. O punem înapoi. 2000 IQ, da sau nu? A, cred că știu. S-ar putea să știu sincer. Da, 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 știu și știu. Mamă, a venit IQ-ul dintr-o dată. Sunt prost. Asta pot să o mișc aici. S-a rezolvat. Doamne, dar nu mergea că apăsasem și nu se mișca. Păi așa e simplu. Doamne, cât m-am chinuit și mi-am zis că sunt și proști. S-au râs toți de mine. Doamne, știi cât de simplu era. Nu știu dacă pot să o mișc și pe aia. Oh my god. Doamne, cine a inventat puzzle-ul ăsta să fie concediat? Gata, am rezolvat. Doamne, ferește. Deci puzzle-ul ăsta e cea mai nașpa din toată seria Garden of Banban. Verde. Și acum înapoi. Înapoi ar trebui să fie relativ simplu. Dar hai să nu ne dăm mari de jac, s-ar putea să fie greu. Asta o punem așa, asta o punem așa. Asta înapoi. Uitați-vă la acest videoclip dacă vreți să știți cum să rezolvați puzzle-ul ăsta, că l-am rezolvat eu pentru voi. Dacă jucați jocul. Bună, trebuie să o scot cumva pe aia din spate, are drum liber și am scăpat de cea mai grea din joc. Hai, tot! Ultima! Gata, boss, bambalina, poți duce înapoi acasă, du-te! Și mai am două lumini de făcut. Doamne, abia am făcut trei. Gata! Următoarea luminiță. Au, gata?
Mă iubesc, cartela roz. Roșie, deci acum poți deschide ușa aceasta roșie a lui Bamban. Bamban ce e în spate la ușă, știi tu? Bambanis. Ia să vedem. Bambanis? Aaaa! Ferește-te! Vino, că tu mi-ai furat prietena! Ce caută ai aici? Asta este un naughty one, un dala rău. Din marsupiu, de la kangur. Ăla e un prieten al tău? Poți spui să te dea jos acum? Nu e ca și cum mi-am mâncat pancreasul. Hei! Dă-te jos acum! Suntem prieteni! Ce mă? What? Ce mă? De ce m-a lovit pe mine? Te urăsc, Bamban, de ce nu m-ai apărat? Ok, cred că mă pune să fac puzzle lui iar. A, trebuia să mă omoare? Deci în jocul ăsta e primul chapter în care trebuie să mori. E aproape deschis. Îmi trebuie o rangă. A, ranga e acolo. Ok, trebuie să mă mici repede să nu mai mă la el. De ce mi-a pus o săgeată? What? Hey, is that guy over there a friend of yours? Nu e prietenul meu, nu-l băga în seamă. Nu-l băga în seamă că nu-i prietenul meu. Ok, trebuie să nu mă la el. Bamban! Bamban! Te iubeam! Deci, ești liberatorul meu. Ai primit avertizmentul meu? Ai avut șansa de a scăpa de dezastrul meu? Lasă-i în pace! Cine era ăla? What? Cine i-a spus să ne lase în pace? Jester! Jester, ești bine? A murit Jester. Dă-i! Te strage pe Jester, prietenul meu bun, că l-a făcut praf, l-a făcut muci! Cartela mov? Doamne, mi-a murit toți prietenii azi! Bamban, ești mort! Am emoții. Bamban, Jester! Jesteroni! Uite-l ce față are Jester! O să plec? Ok, a fost destul de groaznic, acum în cartela mov pot deschid ultima ușă. Dar problema este că au murit toți prietenii mei și mă pune să mă plimb o oră ca să tragă de ore să joc. E umbră acolo. Mă așteaptă cineva jos. N-ai fain? Am ajuns. Doamnelor și domnilor, se întâmplă ceva groaznic. Mov. Acolo e culoarea mov. Hai să vedem. Ok, deci aparent ăla este cel rău, dar bossul lor. Aia mi sunt niște, ca niște copii și la mare este șeful lor. Are sens? Și eu am fost eliberatorul lui, că l-am eliberat din marsupiul reginei. Deci ar trebui să mă respect. Ia uite cât am de coborât, ești nebun. Vedeți acolo lumina? O oră de coborât. Pam, 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 pam. Am ajuns după oră. Da, deci vor să fac neapărat 2 ore în jocul ăsta. Oh! Așteaptă! Să rămânem împreună. Oh! Tu ne muri, mă, Gesteroni? What? Ce puzzle-uri. Mă doare capul. Ai fost să aduci domnul Dadadu? După încheierea noastră? După bătaia noastră? Stai, cunosc locul ăsta. Întrerupătorul ar trebui să fie în biroul de sus, dar nu va fi ușor să intre acolo. Ai dreptate, da. Să activăm cele 4 încuietori ale ușii de jos. Noi trebuie să le reparăm și au nevoie de energie. Ai dreptatea ta. Poți să le repar dacă e curent. Dacă ar fi activat alergat întreaga unitate să vină aici. Aceasta ar declanșa o alarmă, ceea ce ar atrage cu siguranță niște musafiri nepoftiți, adică cei răi. Dacă ai putea să mă acoperi destul de timp ce repar aceste acumulatoare, poate putem intra în acel birou. Păi și cum te apăr? A, te stii lumina pe el, fac pariu. Ochii pe tavan. Ok, puzzle-ul este următorul. Eu trebuie să mă iei pe tavan să văd unde se stii luminile, cred. Și eu trebuie să aprim mereu lumina, să avem mereu lumina Jester, să nu vină cei răi. Ok, hai să testăm. Plafonera trebuie să se încarce. Ok, trebuie să apăs aici. Start. Oh my god. Nu te panica! Era de așteptat, a început alarma. Fii cu o cap pe cele 12 lumini din jurul tău. Dacă se roșesc în dreapta unul strâng din lumină spre el, le poți controla. Adică toate! Lumină. Ah, gata, m-am prins! Verde, verde, verde. Ochii la tavan, lumina de strâng încărcată după fiecare utilizare. Iată-i că vin! Ok, vreo lumină roșie nu văd. Verde, 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 verde. Roșu! Lumină roșie! Cei răi! Wow! Go,
go! Încă una? Pleacă de aici, răutăciosule! No! Ce-i felul ăsta? Dispari! Nu! Sunt mort! GG, ai... E liniște înainte să mor. Mă pun în lumină să nu mor. Peter Jiggle, ești bine, tata? Ok, trebuie scap de ăsta mare, dar nu am înțeles exact cum. Ăla gigant este din tavan ca un vierme. Da, mă, Jester, m-am prins, trebuie să fac, dar trebuie să am foarte mare. Nu știu cum, trebuie să resetez curentul, ai ideea. Dar cum resetez curentul este întrebarea. Uite-o, foai, nu am văzut-o. A, n-am apucat să citesc, am apăsat-o ca disperatul. Star la joc. Bun. Bun. Da, 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 Peter, haide, haide. Uite aici, are pornesc curentul, trebuie să vin aici. Da, 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 let's go, start. Start! Bun. Primul roșu, fă-te roșu. Fă-te roșu. Nici o culoare roșie. What? Ok, una, e roșu acolo. Dai, 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 Peter Jiggle, dai. Repară-le. Că te apăr eu, Peter Jiggle. Roșu? Nici un roșu? Roșu jos, roșu jos. Două roșii, două roșii. Oh, a venit dementul. O, și acum o să recarc bateria. Recărcăm bateria, că a venit ăla. Bravo! What? Stai, ce? Cum am pierdut că am reîncărcat bateriile? Ha? Ha? Eu cred că trebuie să apăs pe butonul ăsta roșu, dar nu a funcționat dintr-un motiv sau altul. Adică de ce e un buton roșu? Când apăs pe el, ar trebui să-l facă praf. Dar acum nu știu. Star la ce trebuie! Bun. Acum ar trebui să fiu atent și ar trebui să easy. Roșu? Bravo! Și acum trebuie reîncărcat, cred. Sau am înțeles să greșit. Bam. Jos? Dreapta? Și acum reîncărcăm. A, încă nu trebuie reîncărcat. A venit ăsta mare. Stânga. Și auză buton, auză buton, ar trebui să meargă. Yay! Una. Două și încărcăm. Încărcăm, încărcăm. Bam. Ok, mai trezesc sub mine, trezesc sub mine, neapărat. Go, 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 e prea multă acțiune. Bun, avem două becuri roșii. Una. Stânga și după l-o morăm pe la mare. Mor, mă! Sus. Bun, încărcăm, încărcăm, încărcăm. Mamă, ce bine mă mișc, am movement-ul insane, movement insane. Mamă, movement-ul la mine. Dreapta. Dreapta iar. Sus. Stânga. Stânga iar. Buton și apoi încărcare, doamnelor și domnilor. Încărcare. Dreapta, dreapta, dreapta. Trebuie să încarc, trebuie să încarc. Încă una. Bravo. Dispar, mă, the naughty one. Încărcăm, încărcăm. Ok, un buton roșu acolo. Trebuie să facem sus, că sunt prea multe sus. Stânga. Stânga. Și jos, și jos, încă una jos. Încă una, încă una. Bravo, Peter Jiggle. Dăm. Dreapta și încărcare. Movement insane, movement insane. Asta e cel mai tare minigame, celălalt a fost nașpa. Asta e cel mai tare minigame. Mamă, ce movement, cum dau din mouse. Bam! Sus și dreapta, sus și dreapta. Dreapta. Stânga și jos. A venit la mare. Buton și reîncărcare, buton și reîncărcare. Buton! Reîncărcare, reîncărcare. Bam! Done! Bravo, gata! Activate the switch and let's head back. Ai, dă mine și dă mine! Human, Givanium, Surgeon. Vorbește despre Surgeon, stai! Adică despre ăla cu clești de a apărea în perete, în, casă, în camera aia secretă. Știi la ce mă refer, nu? La ăla se referă, la doctor. Mamă, The Surgeon. Dar chiar nu l-am văzut, oare chiar apare în chapterul ăsta? Seara rămâne o surpriză, mai multe chaptere, bun. Și acum ce scrie pe foaia asta? Păianjenul. Ok, vorbește despre păianjen. Cazul nu este gata. Bun, să nu moară oameni.
De obicei nu prea îmi place să citesc foile astea, că nu... Nu prea mă ajută la nimic la poveste. De obicei se repetă. Salut, Bitter Jiggle! Ce-ai făcut tu aici, Bitter Jiggle? Îi dăm? Știi tu deschizi ușa, Bitter Jiggle? Nu știi. Bun. Butoanele s-a apăsate. Ce părere aveți noi până acum de Garden of Bonbon Chapter 6? Sigur, verificați repede, ultima șansă până când ajungem la următorul nivel. Verificați dacă ați apăsat pe butonul de like și dacă sunteți abonați, ok? Hai să verificăm împreună, sunteți gata? Verificăm? Da, mă, da, verificăm, mersi mult de tot. Și acum putem să jucăm bine dacă îi dați like și abonat. Putem să ieșim din sectorul ăsta. Să urcăm sus. Eu cred că sus ne așteaptă ceva, Bitter Jiggle, ha? Cine crezi că ne așteaptă? Am repornit curentul. Deci acum putem să apăsăm pe butonul ăla, cred. Salut, am ajuns. Salut, fraților! Oh! Cred că am pornit curentul pe scară, probabil. Sus e oprit. Jos e oprit. Ok. Bitter Jiggle. Unde mergem, Bitter Jiggle? Ne-am pornit curentul, Bitter, dar... Unde ne ducem? Oare... Acum pot să mă duc în Conditioning Sector? Cred că da. Mă duc în Conditioning Sector? Bitter Jiggle, ne-am trebuit aici că n-am înțeles. Nu mi-ai zis nimic, Bittere. Bitter. Dar eu cred că putem să mergem acolo. Hai să-i dăm. Se aprind luminile sau nu? Nu se aprind. Becule, vino. Hai, ușor mergem, Bitter, da? Hai, beculeț, cu noi. Beculeț. Păi te lovești în capul lui. Doamne. Nu se aprind becuri. Păi se lovește de capul lui, asta e nașpa. Am ajuns la al patrulea sector. Nu dacă trebuie să fiu aici, dar... Cartela albastră o am? Să verificăm dacă pot deschid ușa. Nu, o să mor, o să mor. Bitere, dă-te că mă blochezi! Doamne, cu gestul. Uite-te și tu că îmi blochează drona. Doamne. Nu pot să trec de aici. Hai, dronuță! Dă-i. Bravo, mă, bravo. Hai încoa. Ce-a văzut mă buton? N-am cartela, deci nu trebuie să fiu aici. Oh my god, la ce sector trebuie că nu mi-a zis? Mă plimb prin toate, serios? Aproape m-am dat la sectorul ăsta, nu cred că te sui aici, dar vreau să mă duc să văd dacă nu e clar că trebuie sectorul primul. Dar n-ar avea sens să mă întorc la primul că n-am făcut cele patru, să pot deschid ușa. Ok, s-ar putea să încurc. Dar hai să mergem aici, cred că s-a deblocat al treilea buton aici, ia să vedem. Gestere, mai spar gestere, nu poți să aprinși tu becuri. Mi s-a blocat drona în gester 200 de ori. Ok, deci am apăsat 3 de-astea. Da, n-are sens aici. Să mă întorc înapoi la primul sector. Aici luminile se pot aprinde, deci pot să ajung imediat, cred, ia să vedem dacă... Da, așa este. Deci luminile se aprind. Se aude. S-a auzit? Da, da. Da, da, se aude, așa se aude. Da, da. Iuzi. Moarte, ok, mă duc la Stinger Flynn să ne spună cum mergem la al patrulea sector, cred. Nu mă lasă să mă duc direct, mă pune să colez, normal. Garden of Bourbon. Normal. Back? Dar se aude. Da, da. Am ajuns Stinger Flynn la căsică, împreună cu gesterii. Salut! Am ajuns la căsică. Îi dăm? What? Nu pot să intru aici? Acolo este Nab Nab, este dinozaurul și este și Bam Bam. Păi stai așa, de ce nu pot să intru? Gesterică? Ce se întâmplă, gesterică? Trasim aici, gesterică? Sunt confuz total. E un perete invizibil și nu mă lasă să trec. What? Și mă așteaptă toți prietenii. Asta e ciudat. Cred că trebuia să trec prima oară pe care asta. Uite că mi-a prins și luminile. Trebuia să iau pe aici, cred. Dar m-am dus de nebun în celălalt sector și cred... Cred că trebuia să se întâmple un eveniment aici. De asta e blocată de perete invizibil. Cred! Use da-da. Da-da. Te dau pe butoanele alea de sus. Trebuie să vorbim. Ia zi, mă, Jester, ți-am activat scena? Zi. Ce trebuie să vorbim? Am făcut progres mari până acum, iar acest lucru îmi ridică moralul. Ok, Jester. Am chef să spun o glumă. Ești gata? Da! Cu glumița! Cum se numește o broască supărată? Nefericită. N-am înțeles gluma, Jester. N-am înțeles. Bam! Jestere? Râs, bebe! What? Did you hear that? Ai auzit asta? They au laughed. Râs.
Da, da. Last time I told a joke, all I heard was yelling. Ultima dată când am zis o glumă, auzi doar țipete. Mamă, o să devină... Stai pe loc, nebunule, nu te duce în întuneric! Stai pe loc, Jester! Mamă, el chiar crede... De ce l-a supărat că când a făcut o glumă mereu auzea țipete? Și ăștia întunecați copiii i-au râs la glumele lui. Se simte siguranță acum și bucuros. Deci o să alăture celor răi, cred. Jester. Și-a pierdut mințile, domnul Jester. Da, da. Da, da. Am ajuns? Jester, hai la bamban. Jester, hai la bamban. Ce zici, mă, bamban? Mai avem nevoie de un căutator și putem lua șeptrul. Așa simplu? Cred că pot spune că ziua noastră nu va fi șept teribilă. Da, ce glumă bună ai făcut, gen șeptru, șebribil, da, mă, da. S-a întâmplat ceea cât am fost plecați? Nimic. E ciudat. Sunt de acord. Sir Dadadu nu e bun de nimic. Nabnab a apărut. Deși nu sunt sigur că ce-ar fi rău sau de asta. Așa că l-am pus într-o cușcă. De asemenea, prietena ta Felina a intrat aici de parcă ar fi cunoscut locul. Nu am îndrăznit să mă apropii de ea. Serios? Vreau să o văd. Una dintre puținele care îmi apreciază glumele. Stinger Flynn wanted a word. Stinger Flynn a vrut vorbească cu el. Mă simt ciudat să fiu din nou în aceeași parte după tot ce s-a întâmplat. Oh, a plecat. Unde pleacă, mă? Fratello! De ce vorbește cu pisicuța? Miau, 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 miau. Vorbește cu pisicuța. Salut, ce faceți voi aici? Bittore? Ce zici, mă, Bittore? Ce supărate pisicuța? Uuu, nab-nab la pușcărie! Nab-nab, te-au arestat ăștia, mă? Cap de păianjă nebun! Ok, vreau să văd casetele, că eu am luat 3 casete, dar nu le-am văzut. Trebuie să ne uităm la casete, nu? O casetuță pentru prietenii mei buni, ia să vedem. Chamataki Tamataki. La pușcărie cu el. Ok, următoarea casetă. Slow Selina, bubuite, bubui capul. Ok, ce bubui capul, ești nebun. Hai la ultimul sector, cred. Ultimul sector și deblocăm al patrulea. Dacă nu trebuie să vorbesc cu ea, adică de ce stă Jester aici vorbește cu pisica lui? Asta e pisica lui, de ce nu-i aud? Jester, ce-i o pisica? Mama, acolo e ceva, mă, vedeți? E împărăția, uite, e castel. După ușa asta e un castel, ok, să mergem la ultimul sector. O să iau un drum lung. Bamban urează în baftă, sper să nu mă omoare cei răi, the naughty ones. Stinger Flint, tu ce zici, mă? Nimic? M-am blocat. Am vrut să vă spun că toate acestea se întâmplă datorită vouă. Să nu cumva să crezi contrariul. Dacă nu ai fi intervenit în planul meu sau al reginei, ai fi fost acasă. În patul tău cald. M-aș fi eliberat de cătușe. Iar toți cei pe care îi rănit nu ar mai fi fost răniți. Și întreabă-te, dacă nu aș fi fost conectat la țevi care m-au golit de givanium și mi-au micșorat dimensiunea, ar fi putut mărimea mea inițială să naște în situația noastră dificilă? Așa este. Din cauza deciziilor tale nebunești, acum avem și mai puține șanse să ne întoarcem vreodată la un copil. La copii. În orice caz, mai este un lucru pe care vreau să vi-l arăt. Se pare că ai nevoie de ea. O nouă viziune din partea lui Stinger Flynn. Ia să vedem. O nouă viziune din partea lui... Opila Birds. Bună dimineața, somnorosule! Salut, prieteni! Trebuie să dormi mai mult! Noi încă așteptăm autobuzul. Omule, sunt atât de obosit. Nu te mai plânge! Nu e singurul. Poate dormi un pic ca Opila. Uite ce dorme Opila. Un pic? Doarme de zile întregi. O, autobuzul! Autobuzul este aici! În sfârșit! Mamă, pe vremea când erau oameni și erau copii, înainte să devină chestiile astea. Puteți să urcăm în autobuz? Ignorați-l, nu este cel corect. Oh, Doamne, de ce facem toate astea? Nu mai vreau să merg la plajă, vreau doar să mă torc. Nu putem, trebuie să ajungem la plajă. Mamă, clasic vara. Păi fii sincer, nu știa că va fi atât de dificil să ajungem la destinație. Dacă nu ar fi fost acțiunile tale exasperante, nu ne-am fi aflat în situația asta. Serios, Stinger? Acțiunile mele sau abilitățile tale neexistente de condus? Cred că Opila poate conduce mai bine decât tine, nici măcar nu are mâini. Da, asta de când a avut accident.
E sigur că trebuie să faci asta din nou. Ce să mai fac? Nu trebuie să devenim agresivi. De fapt, cred că acum ar fi momentul să mergem acasă. Ai vreo idee cum să ne întoarcem de aici? Ei bine, nu. Dar aici capitanul ne putem da seama cu siguranță. Nu-i așa, capitane? E mort capitanul. E mort. Capitane? Capitane, trezire, că te strigă Bamban! Alt autobuz. Și nimeni nu vrea discute cu o ființă care este mai puțin utilă decât scaunul pe care stă. Ăsta e cel corect, Stinger? Nu cred. E corect? Întoarce-te, ăsta e autobuzul greșit! Doamne, uite-l cum merge. L-a tras. Capitanul a fost răpit. Ce avem de gând să facem? Mă gândesc. What? Bă! Atât autobuz peste Nam-Nam! Tocmai am pierdut doi. Acest lucru nu trebuie să se întâmple. Trebuie să-i urmărim. Stai, ăsta e autobuzul corect? Bă! Tu chiar m-am speriat! Doamne, a intrat autobuzul în mine, ești nebun? Stai, ăsta e autobuzul corect? M-am trezit din visul ăsta ciudat și sunt singur, cred. Uite-l pe Stinger, în dreapta am văzut tentaculele. Stinger, nu mi-a plăcut viziunea asta de mi-ai dat-o, te urăsc. Vorbește cu Bitter Giggle? Bitter Giggle! Am avut cel mai ciudat coșmar. Te-ai împietrenit cu pisicuța? A dat pisicuța cartelă? Trebuie să activăm ultimul comutator. Am găsit două dintre aceste echipe aici, Bamban. Adică Woodman. Au luat una și a lăsat una pentru tine. A luat Bamban o casetă? Te-a văzut dormind și a decis să meargă singur acolo. Trebuie să-l prinzi din urmă. Oh my god, de mor Bamban. Devine foarte glumesc când îi spui Bamban. Știi de ce? Nu. Nu știu de ce. Zim de ce? Zim de ce? Îl urăsc din inimă. Ok, oare poți să-l prind din urmă? El s-a dus în față ca nebunul. Și uitați-vă cât de bezne este. Ok, dronă, să-i dăm. Poate-l prindem pe Bamban din urmă, dar... nu aș crede, sincer. Hai să-i dăm dronă, mergem, o oră o să mergem. Merge de drum lung, o oră drumul. Merg efectiv prin pădure noapte, uitați-vă voi câți copaci. Cred că o să trebuiască de ceva drona și o să mor, așa cred. Da, s-a lovit de un copac. Da, super tare, s-a lovit de un copac! What? E perete aici? Stai, în ce direcție mă duc eu? Ha? Atât, socolesc peretele. Ce perete e ăsta, mă, în mijlocul? Ok, trebuie neapărat să facem episodul cu secrete, chiar scuriu și era aici. Acolo e un bec, e reflexie. E reflexie, uite. Da. Aproape am ajuns la ultimul sector, al patrulea sector, unde se va întâmpla ceva. Habar n-am ce, dar se va întâmpla ceva. Ce se poate întâmpla? Ai tu vreo idee? Ia să-i dăm. Am ajuns! Prietenul meu bun, Bamban. Unde ești, domnule Bamban? Oh. Am aprins lumile, pot să călătoresc acum lejer, uite. Pornim toate lumile și pot să călătoresc. O nouă casetă. Pot să călătoresc între toate locațiile acum, uite. Pot să iau direct fără dronă. Bun, ultimul sector. Te rog să nu fie un puzzle greu. Te rog să nu fie un puzzle greu. S-a întâmplat? Oh. Mamă, ce galben e totul, mă dor ochii. De ce așa de galben? Da, cred că nu o să-mi placă puzzle-ul ăsta, că e plin de butoane. Patru butoane, ești nebun? Și pot să cobori aici. Ok, trebuie să explorăm că asta este o nouă zonă. Noi trebuie să vedem care este faza, sunt uși gigantice. Ok, cred că trebuie să apăs pe butoane. E vreunul roșu, dar nu prea văd. Cred că pot să le apăs pe toate. Du-te, drona! What? A, n-a ajuns. Hă! Ajungi, droniță? A, nu pot să apeși încă, ok. Acolo este un cub care plutește cam ciudat. Sigur are o relevanță, nu? O relevanță pe stilul parkour. Scară. Cartela. Galbenă. Bine, mă, puterile. Uite, am găsit. Ok, ți-a auzit butonul ăla. Dar cum ajung la el? Oh my god, cât o să mă plimb aici. Bun, am intrat în noua zonă. Uite acolo scara. Deci trebuie să o colegi și de aici pot să fac un jump shot, să nimerez butonul, uite așa. Oh, baby! S-a aprins prin un buton.
Asta e un fel de minigame de căutat de secrete, cred. Trebuie să caut chestii. Ok. Du-te în buton! Pup! N-a reușit, mă? Așa. Du-te în buton! Mă, că mai avea un centimetru. Bravo. S-a prins încă un buton și ăla este albastru. Păi e simplu. Trebuie din buton în buton, se aprind luminile. Ok, ar trebui să... Du-te acolo deja, dronă. Du-te. Și dacă dai fail, trebuie să faci tot asta. Ok, asta e o săritură grea. N-am să mint, este o săritură grea, dar... Este destul de grea. Ha! Bine, mă! Puterea! Du-te, mă, du-te! Și-o pasă-mă butonaș! Yay! Am apăsat și-al patrulea buton. Asta a fost easy, că era deja aici. Am apăsat, mă? Dronă, vină încă! Tătis, vină încă, dronuță! Drona o să pun să se ducă în perete. Cred că o să meargă mai bine așa. Ia vedem, mă, nimerește? Mamă, cu 300 la oră a venit! Bun plan! Și ultimul buton este acolo. Oh, mamma mia! Dacă dau fel, sunt mort. Boom, baby! Boom! Ok, și cred că pot să apăs pe buton fără să mai fac o colu, pentru că dacă mă pun aici în colț, ar trebui să dau pe perete acolo și vine cu 500 la oră drone auto. Serios? Ain't no way! Ok, așa? Du-te! Te rog, mergi, te rog! Bine, mă! Ce ușă se deschide, întrebarea? Cartela galbenă am găsit-o, deci cred că o să trească o cartelă galbenă la o ușă? Cred că acolo, la ușa mare. Ușa gigant. Da, s-a făcut galben ăla. Una câte câta ușă, nu înțeleg ce locul ăsta așa gigantic. Cumva este ce am atac aici? Deși am mare totul. Da, am atac aici, am atac. Oh, urmează laboratorul lui Dexter. O, s-a schimbat atmosfera, e grav. Aici ați customizez drona. O lasă în portocalie. Mamă, la spital. Misiunea doctorului. Ah, e doctorul din... din chapter 4 este doctorul. Misiunea doctorului are nevoie de acadele pentru pacienți. Găsește 8 acadele ca să-i premi. Ok. Easy. Una. Ok, căutăm. Bună, uriașule! Băi, ce drăguțe sunt voi! Oprește-te! Tata ne-a spus să nu vorbim cu străini. Așa este, nu vorbiți cu străini necunoscuți. Dar avem nevoie de ajutor. L-ai văzut pe tatăl nostru prin preajmă? Nu. Mama asta e din primul, cum a început jocul. Are mai multe brațe decât tine, îmi zice. Și decât noi. Normal. Dacă-l vezi, spune-i să întoarcă că avem nevoie de el. Lăsați-l, mă, cu tatăl vostru, că am și o treaba mea. Mă duc eu să vă caut tatăl. Cine-s eu? Încă una? Mamă, suie nașpa, cum căutat-o de... Acadele, o să-mi iau o oră. Una, ok, fiți atenți, o zic înainte să se întâmple. Una e foarte bine ascunsă, să stai o oră. Deci una este atât de bine ascunsă încât o să înnebunesc. Ia uite-o, cred că asta era. Cred că asta era cea mai bine ascunsă, cred. Ia să vedem câte avem, 2, 3, 4, 5. Am 6, mai trebuie 2. Încă una. Bun, mai trebuie una care eu cred că este super bine ascunsă, ultima. Pentru că așa a fost în fiecare joc bamban. Ultima era pusă într-un loc evident în care să nu te uiți. Pe lumini? Nu. Una, deci era foarte bine ascunsă. Deci... Asta o să-mi piardă timp grav, ultima. O oră o să stau. Mai punem încă una. Fraților, ați văzut ultima cadea? Că a stat aici zile întregi. Unde este ultima cadea? Dacă nu-mi spuneți, nu vă găsesc tatăl. Da? Ne-am înțeles? Ai înțeles? Da, exact cum v-am spus. Era la ușa de ieșire ultima cadea. Doamne, clasic bamban. Am ascuns-o. Oh, să nu căpii! Limita de viteză 15, da? Să nu dă stare la viteză. Limita viteză 15. Oh, o foaie. Este vorba de regină. Copii, ce se întâmplă aici? Mă arunc în... Trambulină! Este slime-ul din Minecraft? Mă, ăștia au copiat Minecraft. Ok, am sar în slime. Ba, nu-i slime! Bă! Oh my god. Repede, stai în mijloc unde nu poți să ajungă la tine. Cine? Cine, bă? Eram pe care plecăm cu acolo pentru chestia aia. De fapt, le putem face amândouă. Ești înconjurat de o capcană cu electricitate. Dar are nevoie de multă putere. Baterii mari împrăștiate în corturi și în colțuri. Pune ceva să facă cât mai mult zgomot posibil, iar apoi ia-o la fugă cât timp este distras. Ok, am înțeles. Ce scrie aici? Go back to safety immediately. Ok, când se aude pasărea, trebuie să intru la adăpost. Așa, gen, am înțeles, gata.
Mamă! E pasărea mutant! Bun. Și acum trebuie să fac gălăgie. Du-te, bă! Cum a venit așa rapid? Face gălăgie! Bă! Am timp oare? Dar unde-i pasărea? Am ajuns, prima baterie. Ok, te-ți aștept să facă gălăgie. Toată doamnă cele două corturi, n-am ca știtesc. Nu știu ce aici, bamban. Ok, pasărea nu mai este aici, deci cred că pot să... Nu. Ok, care-i planul? Care-i planul? Alerg direct? Bamban, care-i planul, dementule? Cred că nu aleg direct. Ok, aștept să fug în celălalt cuib și mă duc ascuns. Ăsta e planul. Sau mă duc direct? Cred că aici nu mă vede. Da, cred că aici nu mă vede. Oh my god. Bun. Bă! Am ajuns la Givanium. Hai cu Givaniumul, tată! Unde-l duc? Oh! Se duce. Ajuns! A spart Givaniumul! Trebuia... Sunt mort? Sunt mort dacă fug înapoi! Sunt mort. Da! Trebuie practic să bubuie la cred și apoi când intră în el să fug. Asta e planul? Hai, găinuță! Fo! Woo! Baby! Dami, dami, dam! Dami, dami, dam! Nu cred că te va lăsa păcălit de același troi de două ori. Dar tot ai nevoie de cealaltă baterie. Încerca să o distrugi altfel chiar și ușor. Ok, deci să o distragem puțin. Cu box! Ok. Wow! Box! Îl fac se bată. S-a aprins lumina. Bum. Te rog, mergi. Trăiască pasărea. Woo! Baby! Următoarea baterie a fost luată. Bam. Și acum o rompa aici pe sub el. Ia uite cum doarme pasărea mutantă. O pila mutant, ia vezi eu. A picat în Givanium. Săraca. Și aici am ceva să o distrag? Un butoi de Givanium, ceva? Încă un butoi, bun, easy. Hai cu butoiul, tată. Bă, băi, butoiul te-ți fug înapoi. Dacă mori, iau de la capăt. Oh my god, s-a dus. S-a dus butoiaș. Butoiaș! Buta, buta, butoiaș! O să bubui butoiașul? Te rog. N-am timp. M-am mișcat greu. Oh my god. Woo! Am reușit, bambon! Oh my god! Este activat și o rază mare ar trebui să fie acoperită. Pune pasărea să se scufunde încă o dată. Ok. A murit? Am ars pasărea! Cot-codac! Mamă, bambon, am reușit! Bambon, am reușit, fratelo! Dacă nu se duce peste asta, ar trebui să te angajăm ca instructor de siguranță. Nu știu cât timp o fi siguranță, așa că hai să plecăm de aici. Rămâi unde ești și o să poți deschid ușa mare. Ok, deschidă. Asta? Hai, bambon, cu ușa, că am treabă. Oh. Mamă, să te strivească ușa asta, te face praf. Mersi, bamban. Ai, speru, bamban. Pa, bamban. A plecat în alt univers, bambanis. Te pup, mă, bamban, ce să zic. Te pup. Ia că am ajuns. Ok, butoane. Secure and exit. Ok, deci acolo e securitate și ieșire și reîncărcare. Atât? Wow! Închide ușa! A făcut-o muci. Muci a făcut-o!
Bebe Opila! E bine, Bebe Opila! Ce faci tu, Bebe Opila? Stai pe la Bebe Opila! Bebe? Oh, Bamban! Ai văzut și mă, Bebe Opila a fugit în pădure, Bamban! A fugit în pădure, Bebe Opila! Mi-e dor de Bebe Opila! Ia zi-mă, Bebe! Nu mai vreau să trăiesc așa ceva! I'll look for the switch where vei căuta comutatorul acolo unde mă aflu, iar tu te vei uita acolo unde te afli. Let me see if I can open that exit for you. Dacă poți deschid ușa. Ia, deschid-o, Bamban. Te văd acolo, te văd! Ok, să nu deschide Bamban ușa. De ce îl faci sus puzzle, eu fac jos, cred că... Jester, fără mâini. Salut, Jester, poți să apă... Apasă pe chestia aia. Nu se va întâmpla nimic rău, îți promit. Ok, ok, Jester, bebe. Te cred pe cuvânt, Jester, te cred. Vezi? Ți-am spus că nu se va întâmpla nimic rău. Așa este, Jester. Bravo! Și așa ușor a fost? Te iubesc. Ok, deci Jesterul nu mințea. Trebuie să ai încredere în Jester uneori. Uneori pare că minte și e capcană, dar uneori zice și adevărul. Ok, mergem cu spatele să-mi dau seama că merg bine. Lumina albastră. Gentlemen, am ajuns! Ia să vedem. Mov și portocaliu. Am doar mov-ul. Ce scrie acolo? Rearanjează. Bă! Care-i șmecheria, Bamban? Mă înveți? Oh, trebuie să le țin minte ordinea, cred. E Squid Game! Oh my god. M-am prins. Nu e Squid Game. Înapoi. Nu trebuie să ai 2 mei IQ. Liniște că o fac! Mamă, am fost pe val. Portocaliu. Și acum înapoi, serios? Îți bagi joc. Oricum pot să iau pe jos, că e scara acolo, easy. Gata, am făcut și puzzle-ul ăsta. Cred că e ultimul puzzle pe care îl oferă, că l-am văzut în trailer. Și în trailer apărea printre ultimele. Sunt curios dacă chiar este ultimul puzzle. I-am făcut rost de cartelă. Părea greu, dar ați văzut cum am trecut prin ele? Ce, mă? Am luat cartela portocalie. Ha? Am luat cartela. Ia vedem dacă e ceva sus aici. Cartela la ușa asta, de fapt, cred. Cred că înapoi în chapter 1. Dar ce merg așa rapid? Asta e chapter 1, nu? Opa. Chapter 1, am ajuns. Nu aici. Dar stai, că de fapt e bine că am făcut toate. Aia e ușa secretă. E ușa secretă acolo. Trebuie cu hack. Bun. Și acum trebuie să mă întorc înapoi în sectorul storage, adică trebuie să ocolez tot. Oh my god, la traseu, frățiori, să-i dăm. Am ajuns, prieteni dragi, am deschis cele 4 generatoare, este timpul să intrăm să luăm sceptru. Ia uzi melodia asta. Victorie pentru noi, ok, era să deschidem ușa. Ultima verificare de astăzi, verifică, ai dat like? Da? Ești regele meu? Te-ai abonat? Da? Ok. Comentariu ai dat? Da? Ok, hai să mergem atunci. Mamă, deci chiar ești tare, nu știam. Hai să vedem. Cred că pot să-l deschid pe Nab-Nab? Dar când iau cartela asta portocalie, să văd și ușa secretă. E ascunsă pe undeva, fac pariu că ușa... Deci ușile alea au cartela, care cartela e ascunsă undeva. Lol. What? Criminalii au câștigat. Mi-au reluat încrederea. M-au făcut să cred că au fost cei care livrează justiția alături de mine. Dar m-au aruncat la gunoi imediat. Șobolanii vor plăti. Toți criminalii vor plăti, toți criminalii vor plăti, toți criminalii vor plăti. De acum încolo nu o să mai las garda jos. Nimeni nu o mai fraierește. Nu o să mai fie altă autoritate în afară de mine. Asta este mesaj scris de către șeriful Toaster. E supărat că el crede că l-am fraierit, că am fost alături de Jester. Dar adevărul este, știți și voi că nu este așa. Jester îi pare rău, vrea să fie bun. Ok, cred că pe aici pe undeva trebuie să-i și cartela secretă. Să vedem. Da, nu știu de cartela secretă, deci cred că trebuie să intrăm cu hack. Hacked.
Da, mă, da, știu că nu mai aveți răbdare, Jester și Bamban. Am venit, hai să-i dăm. Când am găsit robotul la etajul meu, m-am întors. Am gândit că o să mă pierd încercând să te găsesc. Așa este. Dar ai reușit! Acum putem pune capăt acestui haos. Hold on. Stai așa. Mai întâi trebuie să fac ceva. Nu cred că în curând vom avea de ce să-și facă griji în privința celor noi. De ce? Nab Nab! Eliberează-l, Bamban, pe Nab Nab, că nu e rău. Nu cred. Nab Nab! Am emoții. Nab Nab? What? Wow, 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 wow! Ce-ai făcut, Bamban? Let's get this over with. Să terminăm o dată cu asta. S-a dus să-i mănânce pe cei răi? Let's go, baby! Luăm cartela, luăm șeptru! Mamă, ce mișto! E ceva secret acolo, e ceva secret acolo. O găleată? Mi-am șoc, e un secret ca lumea, o găleată. Ce-i locul ăsta, fraților? Ce-s din Minecraft? Labirint pe care l-au copiat din filmul ăla. Făcut de fan. Nu cred că voi vedea camera asta atât de curând. Ce-i aici? Chirurgul ar trebui să fie aici, protejând șeptru. Unde s-a dus? Asta era misiunea. Mă îndoiesc că a fost prins de cei răi. Totul era unde-s dastul dacă ar fi fost. Putem să-l căutăm doar dacă avem șeptru. Așa e. Păi și apăsăm pe butonul ăsta? Reîncărcare. Pare ciudat că pur și simplu faci click pe butonul de injectare. Să te sigur că vrem să-l apăsăm. Oh. Nu! N-apăsa! Oh, apăsat pe buton, nebunul. Hopa! Te-au stins becurile. Ce? Șeptru! Șeptru, fraților! E șeptru magic! Wow! Îi lipsește o piesă. Ce piesă? That's not good. Asta nu e bine. Hai că ce piesă? What? Ce piesă, boss? Nu. În spatele tău, Jester, în spatele tău! A venit cravată! Spatele tău, Jester! O șandă. Aici era depozitată cheia închisorii mele. O muncă impresionantă. Toate comutoarele activate, ușa mare deschisă și comoara gata de a fi jefuită. Te urăsc. Mă tem că aceasta este partea în care intru și îți iau toată munca pentru mine. Te urăsc. Ești că e o lipitoare. Simt că nu sunt sigur de aici care se pricepe la asta. Consideră că face parte din răzbunarea pentru ce mi s-a făcut. În plus, vreau să mă asigur că istoria nu se repetă. Oh my god. Nu m-am avut de ales. Aveau de gând să distrugă pe toți. Ai avut de ales. Și ai ales greșit. Oh. Unde sunt șeriful și chirurgul? Cu siguranță că venirea mea aici în șoare șeptrului nu face parte din marele tău plan. Eu nu știu unde sunt. Îți spun eu. Se ascund ca niște lași ce sunteți. Dar îi voi găsi și toți vor plăti. Se pare că și șeptrul este incomplet. Ai de gând să spun unde este piesa lipsă? Sau va trebui să-ți mănânc pisicuța? Ce pisicuță? Nu voi face nimic din toate astea, zice Bamban. Uite ce s-a întâmplat între noi înainte. Știi că ai fost întotdeauna prietenul meu. Dar pentru că suntem prieteni, dacă nu pentru momente ca astea. Mănâncă-l. Ce? What? Wow! Oh my god! Oh my god! Fă-l praf! Mănâncă-i capul! Fugi! Nu-l labirint? Oh my god, ce-a fost aia? Cel rău, cel rău! Cel rău e formele tale, Bamban! Vei în spatele tău, Bamban, că-i cel rău! Bamban! Dă-i, Bamban, fugi că vine cel rău! Jester, sper că știi drumul! Oh my god! Jester, nu mai pune să aleg stânga-dreapta, că o să murim! Bamban, fugi că-i în spatele tău! Bravo!
Dai, că vine cel rău, vine cel rău să ne mănânce capul. Nu! Bombanos! Oh, nu m-a pus. Nu! Ce aici? Jester, nu sări acolo! Eu nu cred că pot merge. Ce? Ce vrei să spui? Nu ai înțelege. Ei apreciază glumele mele. Jester, nu fi nebun. Cine sunt ei? Aceasta este singura mea șansă de a avea public și am de gând să profit. No, no. La revedere. Să aruncă în gaură. Jester! Fugi, Bamban, că s-a omorât Jester! Coborăm încă un etaj, Bamban? Nu! Oh my god! Dai! Oh! Suntem morți, Bamban, suntem morți! Urcă pe limb, Bamban! Bamban, urcă pe limb, nu fii de mea la... Și nici dat seama că tot ceea ce au mușcat de mult a fost în zadar. Nu cred. Nu cred așa ceva. Este o bună completare pentru armata mea. Nu a putut face nimic regina. Ce să facă? Îi voi ține la distanță. Caută-l pe chirurg. Nu, Bamban! 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 What? Îți mulțumim că ai jucat. Continuarea jocului aici, Gartonul Bamban 7. Și este vorba despre chirurg. În sfârșit îl vedem pe chirurg în acțiune. Vă mulțumesc de vizionare. Bamban 6 chiar a fost tare.